Care crezi că e mai rău? Bă, noi ar trebui să facem un crossover. Tu îmi faci turul Budeasa, eu fac turul Țăndărei. Cred că Budeasa e mult mai diversă și include și ce are Țăndărăiul, dar Țăndărăiul ce are Budeasa, nu. Părerea mea. Nu sunteți mioritici deloc, sunteți mai aproape. Cum că suntem bărăgan. Da, bărăgan, dar nu e mioritic. Nu e deal. Aveți deal voi? Să moară n-ai dău, ți-avea deal. Avem. Dacă nu, cea mai înaltă chestie la voi e un hambar, cred că. Primăria e. Da, primăria e un stâlp. Da. Da, da, au elemente comune. Dar ce are Budeasa, n-are Țăndărâiul. Noi avem ce aveți voi acolo. Ce dracu aveți? Pe viu, copina, 14, ce? Are rac, are dealul ăla. Bă, e frumos? Eu am fost, nu mă știam, da, mi se pare. Plajă. Are plajă, mă, Budeasa. Aveți, mă, crescătorie de sturion? Nisetru Siberian crește la Budeasa? Am încheiat discuție. Deci, aveți păi crește la voi acolo, mă. Ce? Crește la voi acolo cu ce le dați, bă, bobițe de câine, ce le dați la Țăndărăi. Crește acolo. E pretențios și rău. Sturion. Voi aveți urși, aveți vulpe, aveți lup, aveți animale și voi ce faună aveți acolo? Câini maidanezi? Găini, porci? Astea normale. Vinul avem la delfii maidanezi. Pe cuvântul meu, dacă te mint, în Ialomița acolo, care pe vreme se numea în Paris. Delfin? Delfin maidanezi. Da. Pe străzi. Avem... Nu, serios, animale de pădure avem, că chiar avem accidente cu căprioare, fără pădare. Căprioare, căprioara e basic. Dacă te duci și faci grătar la Budeasa, vine ursul, îi dai, îi arunci carne, e frumos, primești o alert, simți că viața contează. Simți, înțelegi? Acolo la Țăndărăi ce roare trebuie să vină? A plecat unul de acasă, căutați-l, semnalmente, 1,60 m, pălărie. Cauți taxi? Comandă-l simplu și rapid cu Star Taxi. Introdu destinația. Începe călătoria și plătește sigur direct din telefon. Cu Star Taxi călătorești urban ușor, plătești smart și ajungi în siguranță. Descarcă acum și pornește la drum. Am atât discuții doar noi doi, pe mitologie rurală. Da, facem. Da, povești. Facem, da. Lasă, că toți au mituri urbane. Nu, boss, noi suntem din păi mediul... Păi ce pula. Stai, mă, lasă-o în gâtul, mă. Dacă mai e ceva, o să vin să vă aranjez microfoanele, să nu... Pe tine când te trimite-o în teritoriu? Iunie. Că dacă scade iulie, eu ai belipulă. Nu, n-are cum, că sunt la frontieră. A, da? Te-ai orientat, fătut da, în noroc. Pică, poate îmi pică poinile de sub munte și mai bine mergeam la Țăndărăi direct. Că la Țăndărăi acum sunt numai polițai tineri trimiși și eu mă mai duc pe acasă, adică eu râd cu ei. A, suntem în râd? Deci sunt polițai de ăștia tineri, bă, sunt atât de simpatici și îmi place că nu iau șpagă absolut deloc. Ai auzit de la cineva? Ai auzit de la cineva că nu iau? Am auzit de la cineva și după aia am vorbit cu ei și ei mi-au zis exact de ce nu iau șpagă. Adică, de bă, ce nu iau șpagă? Poftim? Unu, e un job super stabil și toți vor să avanseze, au salarii decente și stau și fac un calcul pe termenul. Bă, ăștia mici și tu faci parte din generația asta, voi aveți... Vă faceți planuri pe termen lung. Nu mai sunteți de ăștia pe tunuri ca noi. Eu fac dintr-o parte dintr-o generație în care primii milionari din România au ajuns milionari după tunuri, boss. Tu nu știi de Ilie Alexandru ăla care a făcut la Hermes Lobozia? Da, am auzit de Hermes Lobozia. Boss, a făcut. Păi da, mă, dar au fost primii milionari. Păi au fost din... primii, dar așa era. Aia era generația. Noi am aspirațiile, modelul aspirațional la noi pentru omul care are bani, pula mea, era oia care erau de ăștia de carton. De te uita la Robingo cu Brenciu și dădea cadou telecolor Hermes Lobozia, ce pula mea. Dar hai să vorbim lucruri cu adevărat importante și aici discuția mea între mine și Adrian, elicopter de luptă. Boss, deci ce vreau eu, că m-am și certat weekendul ăsta, ți-am și m-am bătut cu niște lăutari. Așa? Deci m-a alergat un lăutar de ăsta bătrân cu vioara în mână, în pasaj pe la Victoriei, când m-am certat cu el. Eram și cu Argatul, cu ăsta de cântă. Așa. Și cu Florin ăsta de la Basca, de la nu știu ce. Bă, la voi, la Buneasa, acolo, la... La Budeasa? Budeasa, Budeasa. Buneasa. E bine, Buneasa. 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 Nu vorbim de Iorga acum, mai încolo. Deci, la Budeasa. La voi, la Budeasa, acolo. Se joacă găina la nuntă? Bă, am auzit, dar mai de mult să juca.
Nu, acum. Nu, deci e găina împăiată. Cu bățul în mână și o ții de băț și găina are țigara în gură, băț. Eu am auzit, dar nu știu ce înseamnă, nu prea am fost pe la anunți. Aia. Dar știu, am auzit de termenul ăsta. N-ai văzut, bă, jocul de găina? Băi, lăsați în comentarii pe cuvântul meu, stați să-mi dau pe care vă duceți? Că zice că m-a respins de la mormonii pălăria asta, așa. Deci, să joacă găina cu țigara în gură? Lăsați în comentarii dacă știți asta cu găina, tu știi despre ce vorbesc? Nici mai eu știu, mă, sunt prea mici. Idee. Eu știu că am văzut la frate meu la mare. Deci, bă, joacă, deci, da? Domnul regizor, ca să rămân, e da. Și regizor de la Bass House. Deci ne-am adunat aici, dacă lăsați în comentarii. Iar are, scoate și el film și apare pe la podcasturi. Da. Boarim aici, nu vine cu tasul. Da, la mărâță. Așa. Ce vrei, domnule, e profilul fiecărui podcast. Tu ești un cinefil. Mă mai propice să vin cu domnul Florin, da, domnul regizor. Da, domnul regizor, cu care m-am înțeles din prima, adică... Păi aia zic, v-am văzut deja, v-ați făcut vorbere pe filme, pe astea. Deci, băi, tu știi de asta cu găina, cu, da. Cu țigara în gură, că asta da. E important. Și cu picioarele în staniol. Cu picioarele în staniol, sau da. Cu băț. Cu băț. Are și băț. A, soții, da. Da, da, da. Are și băț. Da. Adică o să te rog, Baboiaș, dacă se poate să notezi în momentul ăsta, să faci un insert de pe YouTube, că mă îndoiesc că au copyright filmele alea cu oameni care joacă găina pe la nunți, ca să știe lumea exact despre ce vorbim. Bă, dar erau alte lucruri. La fratele meu la nuntă, spre exemplu, s-a ținut 3 zile. 3 zile și da, 3 nopți. Cu plăcinte, cu măscăreli, cu unchiul îmbrăcat în femeie, intrat pe măgar, cu... Din alea, vechi. Chestia de subtilitate, că venim vorba de plăcinte. Plăcintele alea din... Băi, o să fie foarte greu să vorbim despre Bass da, House. Da, am intrat. Fără să dăm spoilere, dar o să dăm și spoilere. Un spoiler mic, două... Nu, plăcinta nu. Aia... Uite, adică, asta cu plăcinta nu e spoiler, că nimeni nu știe ce e cu plăcinta, de unde vine plăcinta. Umplutura e... Adică e clar ce e umplutura, nu? E ce mă gândesc eu că e umplutura, dacă, adică e plăcinta de Petre Ștefan, păi, adică... Păi da, dacă, dacă știi referința și ai văzut dungile normal, lui, da. de la costumul lui Natasha. Bărbierul din, am uitat, nu din Siberia, și nici din Siberia lui Mihalkov. Hai că ne ducem și pe alea grele. Ăla de făcea plăcintă de un oameni. Da. Deci asta e referința, nu? Asta e referința, da. Da, așa e, nu? Adică da, era, da. L-ați mâncat pe Petre Ștefan. Deci dacă vreți să-l vedeți pe Petre Ștefan mâncat... Eu nu m-am prins, nu știam ce mănânc. Era bun. Mergea? Dulce omul, da. Să mor eu. Dar era cu carne plăcinta sau cu ce era plăcinta aia? Adică eu cu carne, replica din film este da. În film e cu carne. Cu carne. În și ca cu carne. Era cu carne. Da, da. Propsul era, deci era tot carne. Cu carne, da. Bun. S-a făcut. Petre Ștefan foarte natural, foarte ok. Poți să încep cu ce mi-a plăcut foarte mult la filmul ăsta? Sigur, zi, sigur. Primul rând arată film. În al doilea rând, domnul regizor, care am înțeles că a debutat pe lungmetraj, acum a înțeles o chestie foarte tare. Trebuie să ai un unghi și o abordare și există unghi și abordare. În al doilea rând am înțeles toate referințele. E foarte formula, e pe rețetă. Este horror slasher exact cum ți-am zis. Texas Chainsaw Massacre cu influenceri. Ce am înțeles eu din filmul ăsta e că orice film românesc ar trebui să-l aibă pe Costi Max. Păi deja, asta se cam, e că sunt, e multe, adică nu asta e... Asta clar, și poate să ducă mult. Poate să ducă filme grele. Adică duce comedia, dar eu are cred că duce o dramă foarte. Are o secvență în care am zis, mie. Ia uite mă, am și vorbit, dar acum chiar nu vreau să dau spoiler că e spre sfârșitul filmului în care am zis, ia uite Costel meu să-mi bat pula. Da. Foarte bine. Iar duo-ul mi-a plăcut foarte mult cum s-a gândit în duo. Scenariul Pitici gratis, da? Mm-hmm. Piticiu, Răducu. Da, da. Care când e muiz, când scrie bine. Bă, deci noi, este, noi am prins când a scris bine, se pare. Nu, că funcționează bine și când e muist. Păi da, da, da. Da, da nu, stai liniștit. Nu, râzi. Mi-e place mult mai mult când e muist, inclusiv cu mine. Nu, adică... pe Pitici de când scria pe Pitici gratis, spun eu, de pe vremuri, ala, plus când că... avea tot felul de articole. Găleți de țâțe. Era exact aia, de când era cu găleți de țâțe. Dar, na, nu, chiar a scris bine și a înțeles rețeta asta, adică, și cred că avea și chef, sincer, adică, cred că a fost și o chestie pentru el să fie pe tipul ăsta de slasher, știi? Când a venit solicitarea. Și atunci cred că... Și plus, obligatoriu a trebuit să urmărească toate episoadele din Bass House. Adică asta am spus clar din prima, pentru toată lumea din proiect. Deci fii atent.
Eu am sponsor la aproximativ discuții. Tu s-a luat taxiul? Da. S-a luat bătaie în taxiul? Da, păi dacă comentează. Păi dacă comentează, ce să... S-a luat. Tu ai văzut, bă, că șoferii de taxi și cei mai mari conspiraționiști posibil? Da, mie îmi plac nu discuțiile astea. Când am un cursă de aia două oră și mă ia, hai să zic ceva. Dar aia, știi, hai să zic ceva. Se întoarce, mă, zi, mâncați așa. Care e cea mai mare tâmpenie pe care ai văzut-o într-un taxi? Nu, tâmpenie, dar era un domn care lucra și la penitenciare. Așa. Și ce mi-a povestit omul ăla, bă, venea să mai fac o cursă, să mă ducă până în Brașov. Știi, vedeam și eu ce era. Dar nu era, era interesant pe bune, serios? Da, era interesant. Nu voiam să plec. Am mai stat 5 minute după ce m-a dus să-mi termine povestea. Și a fost frumos. Fii atent moment de publicitate acum și pe profesionalism. Lucru care nu se întâmplă la Start Taxi, cea mai mare aplicație de taxiuri din țară. Agregator de taxiuri. Start Taxi, în inconștiența lor, susțin aproximativ discuții. Îți fac lipeală, buzi, mergi cu taxiul acum pe Moca. Bravo, te dai o poză cu mine să mă știe. Normal. Au și pachete corporate pentru angajați dacă vreți să ajungă angajatul la timp. Sau dacă vreți ca angajați să nu rupeți relația cu patronul. Și, păi da, așa e. Mai întâmplă, da. E pachetul de corporate și au tarifuri fixe, n-au tarif dinamic, adică la sfârșitul lunii ieșiți mult mai bine cu banii. Vă zic din proprie experiență, am încercat asta, eu mă tot uit în off, așa că e foarte multă agitație pe aici, să cheamă taxiuri. Mulțumesc, Star Taxi, să vă dea Dumnezeu sănătate. Și cam asta e. Am dat 2 milioane în prumul lui elicopterul, azi mă caută el cu banii, trebuie să-mi fac și o saftoa, mare noroc că i-am pe băieții ăștia de la Popcola, că altfel să trăiești Răzvane. Altfel nu făceam saftoa, nu scoteam, cred mai mult m-a costat podcastul ăsta. Dacă știți că am făcut bani din ăsta, vă zic eu că n-am făcut, dacă n-aveam sponsori ăștia, societatea cu Păcop, că stau după ăsta să-mi dea bani acum. Asta e. Mersi, Popcola, pentru susținere aici, în aproximativ, că nici n-am putut să le țin pe masă, că ăștia au contracte de imagine cu tot fel de băuturi de-astea, de faci conflict de interese cu elicopterul de lupt și cu șele. Că-i trebuie văzut. Adică. Eu le văzusem înainte. Eu eram fan înainte să mă sune. Da. Bă, și am avut și ăsta a fost unul motivul pentru care Florin mi-a dat seama din prima că e foarte apt să facă filmul. Pentru că am avut mai multe discuții cu mai multe persoane în zona regizorală. Majoritatea nu văzuseră Basau. Și el chiar văzuse și înțelegea dinamica. E foarte important când scrii un film să înțelegi că personajele se joacă pe ele. Tu nu creionezi niște personaje de la zero. Adică mi se pare greșit să te gândești că tu creionezi niște personaje de la zero. Că o să da, fie bun foarte... Eugene Acting Coach. Da. Dar aici vezi că noi am avut un foarte mare avantaj. Deci noi n-a trebuit să construim niciun personaj. N-a trebuit să dezvoltăm niciun personaj. Ei sunt acolo. Asta odată. Oamenii au foarte multe referințe cu ei. Răducu Pitici, când a scris scenariul, a avut în cap foarte clar felul fiecărui personaj. Pentru că, uite, lui Adrian... Mai sârșit un conversat, știu că e... Sar, nu e nicio problemă. Dar m-a prins în discuție, așa, mă, eram atât la voi. Mai întrerupe din când în când. Așa. Lui Elicopter îi cad vorbele în gură foarte natural. Pe Elicopter, și stai un pic. Aici e intervenția personală a actorilor. Adică, deci Pitici a înțeles foarte bine tiparul personajelor și a făcut filmul după această rețetă, combinând cu ce a văzut în Basaus, un film extraordinar de bun din punctul ăsta de vedere, adică logic, care da, e închegat. Stă în picioare, are dar, logică. Dar principalul diferențiator al acestui film, cred eu, față de alte filme, mai ales alte filme făcute cu influenceri și în general cu oameni care n-au pregătire actoricească, e că noi am ales să implicăm actorii nu doar să-și porișeze un pic replica, să-i schimbe o coadă de replică, dar noi inclusiv am scos scene, am băgat scene, am stat la masă, ne-am contrazis cu Pitici, cu Florin, cu Adrian, cu Iorga, cu toată lumea. Încât de asta filmul se simte, că, pentru că vorbele lui Adrian sunt scrise toate de Adrian, sau rescrise toate. Corect. De Adrian. Foarte sunt bine. Și scene scrise de la zero. Și la Costi tot la fel. Și la Iorga? Și la Iorga. Da. Iorga a fost cu noi, masă, foarte la scenariu. Bun. Ăștia trei, boss, bă, și am un crush legat de Iorga, dar nu în sensul ăla. Adică este, bă, e electrică fata aia, mă, să-mi bapula, nu poți să ții ochi. Nu te interesează. Că e pe cocălăreală de aia, te înjură de morți, de măta, de te bagă în gâtul mătii. Ce-o fi? De asta, nu...
Orice doamnă, spuneți-mi ce vreți dumneavoastră, eu stau și mă uit aici. La dumneavoastră nu e absolut nicio problemă. Și cool, boss, este... Și aici trebuie să recunosc că ai un nas foarte bun pentru ăștia care dau foarte bine la cameră. Dar, din momentul... Pe cifre, adică nu... A, stric pe cifre, ce nas? Nu doar stric pe cifre, nu doar stric pe cifre, dar înțeleg și de unde vin ele, știi? Adică, na, și la ea cred că vin din personalitate. Adică e din vorba de cum vorbește, cum așa, la el, la fel... La, știi, adică nu e o chestie care a bubuit cu un TikTok sau cu așa. E vorba de, uite, ea are, spre exemplu, genul ăsta de following în spate, ca un cult, frate. Deci sunt oamenii, sunt efectiv, muzica ei sunt ca un cult pentru personaje. Adică asta eu nu sunt target comunitate. Și m-am uitat la niște chestii și erau ok, vreau să văd mai mult în contextul în care nu sunt pe zona aia. Adică, da. Lăsând asta la o parte din momentul în care s-a luat decizia să facă filmul până când a ieșit filmul cât a trecut. Decizia să se facă filmul a fost luată la începutul lunii ianuarie, 5-6 ianuarie, dar ideea în sine a venit pe 31 decembrie și tot atunci am început să sunăm, dar după aia a venit Revelionul și după ce m-am trezit din beția aia de Revelion, mi-am dat seama, bă, chiar vreau să-l fac. Adică oricum voiam să-l fac, dar după aia am și cântărit-o și mi-am dat seama, da, 100%, am mai avut un second tot. Bă, e, nu e, pot să-l fac? Da, pot să-l fac în perioada asta. Și atunci, da, cred că 5 ianuarie, 3 ianuarie, ceva de genul. Atunci ne-ai sunat pe noi? Nu, pe tine te-am sunat pe 31. A, pe tine te-am sunat pe 31 decembrie. Da, pe tine, pe Iorga, pe mare parte. La asta era sigur că n-ai nimic de Revelion. În 31 decembrie. I-am sunat fix la prânz. Efectiv, pe la prânz. Și atunci a fost și prima oară mai zis elicopter. Băticule, dar să ne bagi și noi, să ne implicăm pe scenariu, să nu știu ce. Și eu am zis, da mă, stați așa, că erau deja, aveau foarte multe idei. Și am zis, stați așa un pic, că nu merge nici chiar așa. Stai un pic, să avem o rețetă, să avem o direcție clară. Și pentru după... că n-avem școală de scenariști, niciunul dintre noi. Adică noi ce am făcut... Nici scenariștii de la noi n-au școală de scenariști, de asta e altă discuție. Bă, uite, Pitici poate să facă un scenariu înțelegând o rețetă și înțelegând o logică narrativă și mai departe, pe care eu poate nu o înțeleg, n-am avut experiența, omul a mai scris multe lucruri, știi? Și atunci nu puteam să mă apuc eu cu elicopter singur în 31 decembrie să scriem un film, sau poate ne apucam, dar nu știu, noi eram siguri pe produs. Așa că a venit cu o rețetă și noi am îmbunătățit-o foarte mult, substanțial. Pentru că i-am dat acest touch de 2024, de glume, de umor, de și naturalețe. Actual, da, bă, naturalețe. Ce are filmul ăsta față de alte produse pe care le-ai mai făcut tot în zona asta de film de cinema? Ăsta, unul, e primul care arată film. Exact cum spuneam, nu mai e colaj momente frumoase cu Influencer 2020. Așa, tu când ai privit... Și are coerență, bă, și asta e deci foarte nu e un vlog. Asta ca spune, bă, nu e un vlog, e TikTok mai lung. Că filmele mele sunt vloguri mai lungi. Nu așa. E post, nu. Nu e niciun TikTok mai lung, da? E film, perfect. Și da, zic, aici a contat foarte mult inputul lui, zic eu, pentru că tu ai înțeles asta, cu trebuie să ai un unghi și o abordare. Și ai înțeles care e unghiul. Unghiul este de slasher și abordarea este că trebuie să lucrezi pe conflicte în echipe de câte doi. Da, apropo de ce ziceați mai devreme. Tu ai primit scenariul gata? Că asta nu, am mai venit și Florin mult. Eu am primit o... Treatment? Un second draft, așa, ceva de genul. Și după aia am intrat pe el, m-am uitat, am început să fac un mic research, am văzut structuri și după aia am zis, bă, ăsta trebuie neapărat să stea în structură. Tu ai mai făcut scurtmetraj înainte? Am făcut scurtmetraj, inclusiv... În ce direcție? Tocmai asta e, că mi-am dat seama că fix în direcția asta mă duceam. Cum a venit la mine filmul ăsta? Da, în direcția asta, de umor ușor negru... De comedie pe alocuri, sânge, Tarantino-iș. Deci zona asta am explorat-o tot timpul. Chiar mă uitam, fără să-mi dau seama, am un cadru în film care este identic cu primul cadru de la facultate. Un cadru dintr-un film, din primul film de la facultate. Deci e... Și ți-a întâmplat, nu știu cum naibii s-a întâmplat, dar... Instinctiv, boss. Da, că ăla-i stilul tău. Da. Bă, să cunoaște că e abordare regizorală clară, da. Adică fără discuție. Nu, și Florin a întâlnit pe care aveam avion, la un moment dat a venit și a desenat, știi că eu am pereții aia negri, ucioși, și eu cu o grindă așa, și a venit și a luat marker și a desenat, și fix asta a desenat o structură, exact cum trebuie să stea, pentru că noi aveam foarte multe idei și noi știam, băi, până la final trebuie să fie ăsta cu ăsta, trebuie să se întâmple așa, că așa e bine, că screen time mai mult aici, că nu știu ce. Și Florin a venit și a zis, bă, da, dar trebuie să stea în structura asta. Și a venit și a desenat, fix asta e structura. Uite, așa trebuie să fie. A gândit structura clasică în trei acte. Da. Așa, clar. Gata, domnule. Bă, Texas Chainsaw Massacre, exact cum spuneam, cu influencer. Și acum, busul meu, tu când ai primit scenariul, care a fost primul gând?
Bă, l-am citit... pe care n-ai intervenit, adică... L-am citit clar, firul narativ era făcut de un om care se pricepe, știe treaba, înțelegeam firul narativ, dar automat, ca să fie mult mai natural pentru mine și pentru ceilalți actori, actori, da, influenceri, cum ar veni, așa. Pentru a fi mai natural a trebuit să mai intervenim pe replici, cum aș zice eu acolo, cum aș face acolo, cum aș gândi și fix treaba asta reiese din film. Reiese că eu sunt eu, că Iorga Iorga, Costi la fel. Bosul ai râs la filmări? Da, s-a râs mult, crede-mă. Uneori nu puteau să filmeze oamenii bine, dar cum râdeam noi la filmări. Îmi place că e și romans, așa un pic. E, are și, are și romans, deși filmele mele preferate... Roman. Mie de-aia îmi place Predator, că n-are poveste de dragoste, dar asta e. Iorga cu elicopter fără romans nu există, nu? Eu râdeam și înainte... Da, eu râdeam și înainte de a filma, pur și simplu, mă gândeam ce o să zic și ziceam, bă, prea panaramă. Bă, râdeam înainte, nu puteam să zic replica bine. Sau în timpul, în timpul filmărilor, pentru că mi se părea amuzant, chiar mi se părea. Ai datorii? Acum nu. Dacă ai tu să-mi dai 2 milioane să mă întorc și eu, bă, tu, o să am și o rezolvăm altrată. Ia vezi, stai că. Te sun? Când o fi să-ți dau? Da, mă, lasă-mă să... Hai, să fii sănătos. Da, și să vede naturaleța în film, să vede faptul că noi ne jucăm pe noi, pur și simplu. Cât a costat filmul, apropo, că trebuie să recupereze? Am de luat 2 milioane de la cineva de la voi din echipă și acum am vrut. Cu tot cu marketing, coloană sonoră, când spun coloană sonoră mă refer și piese originale făcute pentru marketing. Așa. Scuză-mă. Așa, aproape de microfon. Așa, deci gata, nu a zis un milion de euro a costat cu tot, full. Un milion de euro. Ultima dată când am avut o discuție destul de serioasă despre bani cu Bro și cred că și cu Maticiuc, făcuseră ei un research de ăsta personal și pragul maxim pe care poți să-l cheltuiești în România pentru un film ca să ai return e cam 2 milioane, pentru că e piața foarte mică. Și da, acum, e un, cred că e corect. Adică și... Maxim 2 milioane, cam așa era. Ce, adică ce predicție ai pentru asta? Câte intrări crezi că faci? Bă, frate, nu vreau să spun că nu vreau să-mi dau... E un trend descendent în ultima vreme la filmul românesc, nu știu dacă ai observat. Nu vreau să-mi dau jinx, să spun acum o chestie, nu vreau să arunc numere, dar eu cred așa, eu cred că dacă se va duce din vorbă în vorbă faptul că filmul e bun, sau nu neapărat că e pe așteptările oamenilor care vin la film. Adică eu am un public imens care s-a strâns cu Basaus, cu toată comunitatea lui Adriana, lui Iorga, comunitatea mea pusă la un loc, la o altă, publicul e imens. Sunt undeva la 3 milioane de unici care au interacționat cu fenomenul Basaus. E, în primul weekend când vei merge la filmul ăsta, adică acum, nu că în primul weekend, de marți, miercuri, joi și mai are sâmbătă, duminică, acum, sunt convins că toată mașinăria de marketing va livra. Acum chestia, diferența între filmul ăsta și Artere, e că eu sper că se va duce și, uite, văzând feedback-ul tău, e foarte îmbucurător, mă gândesc și cumva anticipez că se va duce din vorbă în vorbă, între oameni, bă, du-te că e bun. Bă, mânca faci pula voastră. Ideea este că lucrurile foarte... Intenție, execuție, rezultat, știți? Intenție, execuție, satisfacție. Intenția voastră, cum a fost executată intenția, cât de satisfăcut sunt eu. Eu când m-am uitat la film, eu din primele cadre am înțeles că mă uit la un high school slasher. Adică că nu sunt target și am știut clar cum să mă uit la film. Dar știi că eu mă uit la film cu inima curată, da, la toate. Da, da. Și mie asta mi-a plăcut, adică e sinceră jmecheria acolo. Dar cum s-a ajuns la ideea de slasher, boss? Înainte să spun că s-a ajuns la ideea de slasher, vreau să te întreb, cred că am făcut foarte bine că am ascultat și de Florin și de Pitici la o chestie. Știi că după toată secvența, fără să dăm detalii, da? După toată secvența de început, care este așa, urmează acea secvență din București. Da, mă, da? Lupul de pe Floreasca. Exact. Inițial, gândul și logica era că aia să fie, prima. E bine că n-a fost prima, nu? Adică inițial, logica era să începe filmul cronologic vorbind, da? Cu aia, cum ar fi avut. Eu așa aș fi făcut. Așa ai făcut? Da, așa aș fi făcut. Deci, deci îmi dai mie dreptate, înseamnă. E, pentru că eu cred că am făcut bine acum, adică eu acum sunt în tabăra lor. De aici noi am ales, avut o discuție. Deci am ales să inversăm aici. Pentru că ai un pic din, odată din stilul filmului, te bagă în atmosferă, da, mult mă, mai și bine. Rupi, dar rup prea devreme. Păi rupi că trebuie să rupi un pic ideea ca să, de horror, să agăți.
ideea de horror, dacă ai un pic răbdare, cade mult mai rău, cade ciocană, în pula mea. Eu cred în build-up. Mie îmi plac slow burner-le. Pe de altă parte, probabil că pentru generația TikTok... Exact. Da, zic, e mult mai smart. Schimbă-mă filmul, asta. Hai. Hai să facem. Uite, uite, dar că mine, avem. Dar la mine... Acum ați dat dreptate. Aproximativ tuns și ras la aproximativ Studio Classic Barbershop. Avem pe cetățenii ăștia care sunt parteneri noi aici în aproximativ discuții. Studio Classic Barbershop, Mumuleanu 52 e sediul lor. Îmi place unul că sunt de la mine din cartier. Doi, sunt vechi de 10 ani, deci n-a fost șaormerie înainte aici, așa cum ai frizerie. Au abonamentele astea care sunt mega periculoase, abonament lunar pe 2 luni, pe 3 luni, pe 6 sau pe 12 luni. Și în abonamentele astea aveți inclus nelimitat tuns și ras pentru toată lumea. Vă tundeți, vă radeți. Veniți în fiecare zi, metrosexualilor. Mulțumesc Studio Classic Barbershop pentru susținere. Și dacă fundul unui bebeluș ar avea mustață și barba, ar arăta exact ca fața mea. Din punctul meu de vedere, vibe-ul de horror ar funcționa mult mai bine și cade mult mai ciocan dacă îl vezi pe ăsta cum suferă de afirmație pe la el pe acolo, până ce cumva aburește. Te-a făcut la bani vreodată? Te-ai simțit făcut la bani? Zi sincer. De Shelly? Da. Bă, zi, da, sincer acum. Deci nu e aici, nu e. Zi, o singură dată la început, primul contract, dar na. Nu avusesem nicio tangență cu el. Înțelegeam. Nu că a făcut bani. Adică noi am crezut de acolo pe o sumă care acum consideră că e mică. Și era mică, dar... Nu, ticule, fii atent cum a fost. Deci eu nu avusesem niciun contract, nimic. De-aia mi se pare prost să zic că m-a făcut la bani. Că nu m-a făcut, că n-aveam... Înțelegi, nu mai avusesem niciun contract. Și m-a sunat, domne, vreau și eu ceva la Beach Please, acolo, alea, videoclipuri. Și mi-a zis, mi-a întins o mie, înțelegi, la fileu. A aruncat minge așa. Cam cât ai cere? El avea deja în cap ceva. O sumă care era ok pentru mine, era chiar ok. Și m-a lăsat pe mine și eu la budeasa acolo eram la masă. Când m-a sunat, am zis că e vreunul, face mișto de mine. Am vrut să-l înjur, am zis că e Shelly. Care pula mea Shelly, mă, ești tu? De unde-i tu, da, numărul meu? Shelly, auzi? Și l-am văzut râul ăla că-l pierde el pe parcurs, am zis, da, ăsta e. Mi-am dat seama, a dat semnătura lui, înțelegi? Așa. Și după, eu m-am gândit, stăteam așa la masă, știu și ce mâncam, să mor eu dacă nu știu, varză călită și mămăligă aveam în dreapta aici. Și după aia m-am gândit eu, bă, dacă e cerul ăsta prea mult și când nu acceptă. Când mănânci varză cu... Stai că a intrat pe... Deci când mănânci varză cu... Altă întrebare, tot așa, banane la nuntă. Nu știu dacă observi eu la nuntă. Așa? Tu ai văzut banane la nuntă? La voi la... Banane, mere, dale așa, coș din ăla frumos. Dar să mănâncă din alea? Tu ai văzut pe cineva? Bă, eu da. Eu n-am văzut pe nimeni altcineva în afară de mine, dar eu mănânc. Bă, ești primul om care... Păi știi de ce, frate, știi de ce? Că spune covrigei, iau din ei, mi se slăiește, mi se ia până la urmă și intru și în banane, ce mai pune pe acolo. Eu trebuie să gust în toate. Covrigei cu mere, oricum e cea mai bună. Da. Îți dai seama, da, întrebarea e... Eu pâinea l-o mănânc înainte să aducă mâncare. Nu pot să stau fără să mănânc, nu pot. Ăsta sunt. Dacă mi se ia. Nu te înțeleg, ce dracu. Țipă cămașa cu mine. Nu vezi că stăm număr. Doamne, știu. Dacă vreți ne chemați pe la anunț să vă facem prăpăți, spuneți-ne. Bă, mergem, dacă ne cheamă lumea în comentarii. Eu merg, da? Mergem, da, facem. Dar nu dăm dar. Pe mine mă cheamă la botez, mă cheamă la moț. Lumea. Vino că ești invitat. Și ce faci? Dacă aveam timp, mă duceam. Pe ce beau și eu? Două pahare, trei, știi, doar beau moderat. Mai când până ieși de pe băncile? În iunie o să ies. Iunie, iulie, licența, na? Trebuie să dau licența. Bă, deci o să... Tu îți dai seama cât de bizar o să fie, da, să dai peste tire milițiana, adică... Da, da, deja a fost bizar pentru lume că eu am făcut practică la aeroport și gândește-te că te duceai și tu în Italia, pe unde te duceai și dădeai de ăla de pe TikTok acolo la pașapoarte. Uite, cine e momul ăsta ăla e? Și îmi ziceau mulți, bă, tu ești ăla? Ziceam, nu. Semen, cred că. Știu de care, da, Semen. Dar bă, băi, să mori, nu mai râde, că așa era. Spunea da, Semen. Dar povestește cu străinii, cu imigranții. Că... Zic cu imigranții acum. Nu pot să povestesc din aeroport. Îți mai dau un milion. Din aeroport. Deci ăștia...
Nu, nu pot să povestesc, mă, tic. Nu, nu mă bag. Dar o zici când... Da, mai o chestie de cum vă înțelegeți, cum ne înțelegem noi, românii cu ei, nu era ce... Nu e așa, nu mi se pare așa grav, dar eu nu știu în același timp, nu știu regulile. Da, nu e nimic, gen, e ceva amuzant, cum ar fi s-a întâmplat nimic. Cuvânt, nimic nu e mai amuzant decât să-l vezi pe Natanticu vorbind de engleză. Da? Deci engleza lui Natanticu... Bă, deci te simți doctor docent când umbli pe lângă Natanticu, el vorbind de engleză. Deci el e la nivel... Literalmente, l-am văzut pe Natanticu vorbind de engleză o zi întreagă doar așa. Păi așa sunt italienii, spaniolii, fix ce zici. Yes. Bă, frate, un italian, nu că nu înțelege engleză, nu înțelege ok. Dacă îi spui ok, care nu, ok nu mi se pare engleză, ok, dracu, învață toată lumea în toate țările astea din lume. Dacă mi-a arătat și ceva și ziceam ok, nu înțelegea, făcea, a? La fel unul ce ai avut când te-a sunat și el. A fost varză cu... Varză cu mămăligă și aveam ardei iute. Și doar atâta, fără ciorbă, fără de-astea, ai intrat direct în pâine. Asta e mâncarea mea preferată, printre mâncărurile mele preferate. Așa și a zis omul, lasă, zi tu un preț. Și eu m-am gândit acolo la masă, mai luam în varza aia. Zic, bă, dacă îi spun ăsta prea mult și nu vrea, pierd niște bani. Nu că pierd, foarte corect, adică... nu că pierd niște bani. Eu m-am gândit că o să am deschidere, o să pot să-mi arăt talentul pe ceea ce fac. Că pot să fac și o reclamă cum trebuie, care aduce view-uri, care aduce like-uri. Și am zis, dă-l mă, fac cea mai ieftină propunere, pe aia o fac. 5 milioane. Două astea de mine, dat tu și încă 3. 5 milioane vechi, cum se purta odată. Așa. 5 milioane și niște bilete la VIP, parcă, nu? Da, dar le-am dat prietenilor mei. Le-am mai fructificat și pe alea, da? N-a fost doar 5 milioane, vezi, că mănânc și eu. Așa mi-a Lucian la VIP și l-am măritat în sat. Am făcut 6.000 de euro din biletele alea. Cum mă, 6.000? Păi am vândut bilete. Păi câte ți-am dat, mă, tată, mă? 5, da, eu n-am vândut de mai multe ori. Glumesc, mă, l-am vândut. Mă jur pe mama că n-am vândut. L-am vândut. Păi m-am omorat numai pe stradă. Nu, mi-ai dat 5 parcă și 3 le-am vândut și unul i-am dat unui prieten, unul al meu. 3. Da, e. Dar vreau de mult să pun în aplicare această schemă piramidală. Iau un bilet din ăla, îl vând la 5.000 de inși, dar să am biletele de avion deja în Seychelles, acolo, să plec. Să-mi iau bagajul, să bocceluța, să plec repede. Le vând la 5.000 de oameni pe 5 milioane și bă, gata, nu mai trebuie. Nu e sănătos la cap. Păi sunt nominale, mă, n-ai cum. Sunt nominale, mă, dar știe lumea, mă crede pe cuvânt, nu? Că sunt și eu, Adrian, care se uită, s-a uitat la live-uri de ale mele. Zic, domne, un om de încredere, nu mă vinde țăranul. Bă, ziua, română, dacă ai mers lui Ilie's vlog, și așa fac. Lui Adrian. Dacă ce știu eu, dacă știu că nu mai merge, pe internet. Dacă știu că nu mai merge, dau un tun și până la urmă ce pagube fac, mă, fac 5 milioane pagubă. Da, eu fac 250.000 de euro cum ar veni în total. Dar singular pe om e 5 milioane paguba. Nu i las nici fără casă. Zic, nu, dar nu o să fac așa, dar poate fac. Eu sunt foarte sincer. Văd că nu mai merge pa Seychelles acolo, mi-au o căsuță mică. Să am de mâncare, să am de băut și gata. Termen lung, vezi? Tot am rezolvat. Spuneai că noi, generația asta, o vedem pe termen lung, adică avem... Da, bun, strategie pe termen lung. Adică nu... Este inclusiv pe schemă piramidală. Doamne, numai că... Bă, dar tu îți dai seama că... Băi, nu-i... Eu cu... De ce mă înțeleg eu? Mă simt atașat emoțional de elicopter de luptă. Că, bă, tu îți dai seama că noi n-avem niciun sens dacă ieșim din țară? Noi ca oameni așa. Da, dacă mă iei de lângă... Ăsta se duce, ăsta face, vinde mai știe ce frigidere să la eschimoși, de-astea, să pricepe, nu știu. Nu, eu am sens, crede-mă, du-mă în Anglia, în Italia, în Germania și îmi fac sens. Nu vreau să intru în Italia, am fac. Zici, știu că eu am viziune. Dar acum cu telefoane, nu mai merge la telefoane. Că... La telefoane, da, că astea sunt urmărite, dar sunt. Eu fac sens imediat. E în sânge, la noi la putea să în sânge să te descurci. Hai să ne întoarcem la film. Da. Mie chiar îmi plăcea discuția. Aici în țară nu vine, aici în țară nu vine să fac nimic. Sunt românii noștri, eu n-aș fura o găină. Dar în Italia, fai de cap de om. În Germania, în Anglia. Da, bă, Gojira, că nu fug de la neamul tău. Păi când au furat ăștia istoric și mai fură ăștia un telefon și le dați în cap, fură din de-astea, din companii multimiliardare, foarte bine, după părerea mea. Deci, în afara țării, în țară nu, sunt exclus să nu faceți așa ceva. Dar dacă eu aud că a furat un telefon în Italia, nu e ca și cum îl fac hoț. Ce hoț? Ăia cât fură pe alte părți de la noi din țară? Politic. Lasă politic, bă, dar când te duci acolo în vacanță.
Nu, nu fur. Capcanele de turiști, turist traps. Te fură italienii să moară, exact, să costă așa pizza aia. Și așa, bravo. Pula aia până Rona. Rona. Prin Roma. Dă-i mă în pula mea. O costă, nici nu știu. Telefoane în Italia, e sfatul meu și al lui Adrian Elicopter. Nu telefoane, că nu prea mai merge, că are GPS. Orientați-vă și voi. Da. Dar să nu dați în cap la om. Furați atâta. Puneți mâna și ați plecat. Uite așa, pac. Uite, ăsta era urmărița tău. Păi poți să ți-l iau? Nu mai poți să ți-l iau. Nici pe piese ce e din el, că nu are catalizator, nu are nimic. Ce faci cu el? Păi ce faci, mă, cu el? Le-a făcut prost, nu mai are deloc. Hoțul nu mai are reprezentativitate în zilele noastre. Reprezentativitate? Păi da, nu mai are. Că nu-i lași nimic. Nu-i lași să ia ceva de acolo. Și păi așa e. Iată, bă. Părerea mea. Cum să nu faci, bă, film cu ăsta, bă, să-ți iasă bine? Aia zic. A pornit la jumătate cheie, să mă arăpăsa. Dacă... Aia zic. Când ai terminat facultatea de film? 2012. Și de atunci până acum ce ai făcut? Scurtmetraje. În fiecare an, câte unul încercam. Și după aia, comerț. Reclame. Okay. Acum sunt pe food. În timpul liber. Fac și eu sunt pe reclame food. Pe am food. Fost pe food fix, păi, acum, înainte să ne și vedem. Eu și eu tot pe food sunt. Nu? Da, de câțiva ani. O varză cu... Aia e. De toate. Cu mămăligă. Ce da. Pui la masă, nu mi-e rușine. Și am trecut prin toate. Am trecut prin montaj, că când ești din facultate, evident că nu te angajează nimeni regizor, că ai făcut facultate. Și am băgat... Am luat-o de jos. Montaj, cărat de fiare, rup spatele, deci ați pus de lumini. Montaj, montaj, cărat de fiare, rup spatele. Zic așa, că montajul le făceam pe toate. Adică făceam... Și acum filmul Basca cel mai rău. Am ajuns la fundul puturii. Păi da, serios, cum s-a ajuns la tine? Adică prin, s-a funcționat pe cercuri de-astea de prieteni? Pe, că știi cum e, până la urmă trebuie să fii și masoneria corectă. Adică cum s-a ajuns la el? Zi sincer. Păi pe mie mi-a recomandat Diana, producătoarea, care era în producer la film și care e la noi, la Chiri Media, producător executiv pe tot ce facem. Am avut mai multe, repet, mai multe interviuri cu mai multe persoane, cu el am simțit că am conectat, dar pe tine cred că prima dată te-a sunat Diana, nu? Prima da, și prima da. Dată. Și ea ce ți-a zis? De unde te știa? Că eu nu știu de unde te-a... Ea mă știa de la Burlac. De la UPM, nu? Da, asta e șmecheria și ce face diferența la filmul ăsta. Este că am avut o echipă super, super tare. Odată că a venit Diana cu Burlac și Burlac a venit cu toată echipa. Cu oameni cu super experiență, cu oameni care au lucrat cu Tim Burton, la, inclusiv la serial, cu oameni care... Ăștia de la o furadă nu vor ăștia să mai da, ajungă mă rog, pe aici, mă rog. Zic, cu oameni care au experiență. Paul Tatcu, care e DP-ul și a făcut Tati Part-Time, a făcut Haita de Acțiune. Deci e o echipă... Tatcu e printre cei mai sprăviți DP de la da. Noi, fără discuție. E foarte da. Talentat. Răzvan Irinca, Montoro, a montat Răzvan și la Irinca, la fel, la Wednesday. Adică Mușu, Wednesday, la Sunet, serialul ăla la care am furat noi pe ăștia, dar nu vă răsmăi. Da. Așa. Bravo. Omul a montat bine. Am furat noi. Bă, s-a bravo. Furat de la Netflix. Adrian, asta voiam să zic. Stai un pic, gata, nu mai. Da. Deci, s-a furat de la Netflix. Da. Deci, tu ca viitor organ... al prezervării integrității da. Morale și juridice da, a cetățeanului. Nu e poliția economică. Nu e nici poliția economică, nu e nici poliția, cum îi spune, mă, judiciară. Sunt la poliția de frontieră, dar avem și cadrul judiciar. Da, da, spunem problema și o să-ți... Dom'le, speța e următoarea. Da? Deci, ideea este că s-a furat de la corporația Netflix. Pătritul României de la corporația Netflix, da, nu mă interesează. Nu cred că a rămas cineva fără casă, nu cred. Da, dai, o spui după ce... Dar ce s-a furat? 1 miliard de buget de dezvoltare anual are Netflix. Și noi cât am furat? Bă, am înțeles că s-a comandat pe contul filmului, s-a comandat pe Glovo pentru acasă. Atât? Eu nu cred așa printre ceva. Printre unele. Ai mă, că astea sunt niște prostii, bravo. Ce s-a întâmplat? Au mâncat oamenii. O mămăligă cu varză acolo și cu ardei iute. Asta e ca aia, că să duce un om să ia lemne de din deal. Păi ce facem, mă, moare de frig în casa? Ăsta e furt un lemn? Două? Așa și mâncare. E tăbă, ce a făcut? Dacă îi spărgeai o bancă, da. Dar oricum și dacă spargi o bancă, mie mi se pare că sunt... Asta e unul dintre lucrurile de spune toată lumea bravo. Deci să spargi banca sau să spargi aparatele în casino, nu zice nimeni, hoțule. Nu zice nimeni, infractorul. Zice bravo. Bravo. Arată-mi un om să zică când sparge unul o bancă. Nu recomand așa ceva pe teritoriul României. Nici pe teritoriul altor țări, dar nu va fi judecat acel om, după părerea mea. Ce am văzut eu în public. Nu va suferi ăsta oprobiu public. Exact. În instanță va exact. Fi judecat. A, în instanță, așa. Da.
Stanța e obiectivă, dar omul... Deci un fel de invers ca la Dorian, săracu. Deci Stanța n-are suflet. Nu contează. Hai să ne întoarcem la film. Au mai fost alți oameni care voia să apară în film? Sau care voia să apară în film și n-au apărut? Nu. Toți ea pe care voia să-i film? Distribuția a fost foarte clară. Adică era castul din Bass House, toți concurenții din Bass House. Rolurile pe care le-ai văzut, care nu vreau să spun ce sunt și ce reprezintă în film, care au fost îndeplinite de actori, după părerea mea, care s-au descurcat foarte bine în rolurile actori cu greutate, cu experiență mare. Și cam asta. Nu a fost cineva pe care să ne-l dorim în film și să nu-l luăm. N-ai avut probleme la regie, la partea de slashing? Pentru că sunt, fiind slasher, sunt niște convenții foarte clare ale filmului horror slasher, care stabilite încă din 60-70. N-ai avut probleme pentru că noi n-avem experiență cu asta? Nu știu, nu m-am gândit. Nu, cred că pe rating, asta mai cred că... Da, pe rating, că noi ar trebui să ne încadrăm în AP12. Unde încă nu știm dacă ne încadrăm, dacă n-am dat încă ratingul. Adică, foarte vagi adică el, sunt regulile. El cumva e cu mințel și din cauza asta. Dar eu ce voiam să spun? Băi, știi că e și chestie de... Nu știu dacă de zeitgeist sau e chestie culturală, că... Și cred că și cu tine am vorbit asta când am făcut episodul ăla pentru Cinemagia. Că la americani, spre exemplu, când vine vorba de un film... low budget, care să aibă încasări mari, toată lumea se duce instinctiv către horror. Că e școală, fac asta din anii 50, asta fac. Filme ieftine care să aibă încasări mari, horror. La noi, spre exemplu, că acum cinemaul românesc, zic așa, mai ales cinemaul românesc profitabil, e emergent un picuț, se duce lumea spre comedie. Din simplu motiv că la american, dacă întreb care e cel mai tare film clasic, trei americani din cinci o să zică vreun film horror. Night of the Living Dead, Texas Chainsaw Massacre, Friday 13, pula mea. La noi, dacă întreb pe român, bă, zi un film clasic românesc, nu știu ce, bă, de la munte și la mare. Neamărit miliardar, cam asta e. Și de asta noi probabil ne ducem instinctiv. Filantropica, da. Acum, două mențiuni aici. În primul și în primul rând, depinde ce înseamnă film low budget în România. Adică raportându-te la producțiile locale, mie mi se pare un film medium budget, ce am făcut noi, spre exemplu, raportându-ne la o producție despre high budget locală. Nu știu ce au făcut alții, nu cunosc istoria, dar cred că pe ultima perioadă, cel puțin, e un film, aia spune medium budget, da? Este, da. Doi la mână, e un slasher, dar scopul filmului la noi este facă să râzi, adică nu este sperie, deci nu e neapărat rețeta de horror clasică. Pe care o vezi la un film horror, al cărui scop este sperie. Adică tu nu pleci din sală nici speriat, nici traumatizat, nici... Pleci râzând, adică asta îmi doresc, asta sper că se întâmplă. Bă, pleci râzând, dar uite că el înțelege foarte bine că am vorbit fix înainte să dăm rec la asta. Edgar Wright le înțelege pe alea, Shaun of the Dead, probabil, cred că... Dacă tu i-ai pus să se uite la Bass House, el ca regizor v-a pus să vă uitați la niște filme la care să facă referință? Nu. Dar n-a fost timp, mă. N-a fost timp să stau deci să... N-a fost timp, noi... adevăru că au fost doar 3 luni. Deci fii atent. Nici atât, eu, ce 3 luni. Eu am intrat în proiect cu 2 săptămâni înainte de filmare. Da. Ok. Găsirea lui Florin a fost... Și ți-a ieșit bine așa? Ok. Da. Dar tu, bossul meu, când ai văzut scenariul și ai apărut în film și te întrebau așa, ce faci, mă? Bă, nu știu, mă duc să fac film cu Shelley. Ce film faci, mă? Și tu ziceai, fac un film ca... Eu nu mă uit la filme, deci vorbeam viu grai, ziceam fac un film, uite, ceva de genul. Dar eu nu dacă știu să dau. Ar fi, eu deci nu dacă știu tu să ar dau. Fi să descrii filmul ăsta acum. Deci este, veniți la filmul Bass House în care joacă și Adrian Copilul de Luptă. Joacă Adrian Copilul de Luptă, așa. Și tu zici, veniți la filmul ăsta pentru că. Eu le ziceam că e un fel de scary movie, când mă întrebau cum e. Da? Scary movie, da. Comedie. Un fel de scary movie, da. Da, e și asta o referință. Păi este și una care funcționează. Bun. Sincer, pentru că tu ai simțul ăsta al capitalizării hype-ului, ca să zic așa. Te-ai gândit să faci film efectiv ca să capitalizezi hype-ul de pe Bass House, care este cel mai mare fenomen de internet românesc de până acum? Băi, în momentul în care mi-a venit ideea filmului, trebuie să recunosc și o să o spun asumat, transparent, era fix acest gând în cap, adică mă uitam la tot produsul ăsta, Bass House, care a funcționat 150 de mii live. A funcționat fascinant și am ok, what's next?
what's next out of this? Știi? Și mi-am dat seama că Barça o să are o putere imensă. Și după aia mi-am dat seama, deci cred că au fost două chestii. Odată a fost chestia de a capitaliza pe chestia asta, dar după aia, aia a fost la 31 decembrie, după aia la 1 ianuarie, când am început să vizualizez Altan. Filmul și am început să am... Altan, exact. A, nu, da? New Year. Nu, am început să văd ca pe copilul meu filmul. Adică am făcut multe acțiuni pe care nu le-aș fi făcut, probabil. Așa. Dacă nu mă atașam eu foarte mult de film, petrecând foarte mult timp în creația propriu-să. Adică nu doar în marketing. Marketingul era acolo, adică mi-am dorit să fie un film, de la 1 ianuarie începând, care să live up to the hype. Pentru că știam că hype-ul o să fie mare. Și cred că am făcut asta. În condițiile timpului pe care am avut, cred că am făcut asta mai bine decât... Cred că e peste așteptările oamenilor care s-au uitat la Bass House și care vor să vadă Bass House filmul în cinema. Nu știu dacă e peste așteptările unor oameni care... La mine a fost peste așteptări. A fost peste așteptări. Mă bucură foarte tare asta. Ești în public cu Bass House? Ai văzut Bass House? Bă, știu fenomenul, nu m-am uitat dar la nu Bass House. Să mă... Nu. E, după părerea mea, dacă la tine e peste așteptări, pentru oamenii care au văzut Bass House și care au fost fani ai Bass House-ului, păi o să nebunească. Ar trebui să replacă foarte mult. Adică n-ar trebui să zică să fie dezamăgit, corect? Fără panoramă, dacă ești fan Bass House, te sparge filmul ăsta. Aia zic. Te sparge, boss. Înseamnă adică că a reușit. La modul cel mai serios acum, din nou, știi că am avut tot timpul războiul ăsta cu critica de specialitate. Până să sugă pula critica de specialitate, ca să o dau pe aia corect așa, pentru că unul, e un film foarte clar targetat. Bă, mie îmi place foarte mult, eu văd, pe tine nu o să te includ în discuția asta, că poate o să ai gând la un moment dat să mai faci film de la noi și într-un fel sau altul o să trebuie să interacționezi cu CNC-ul. Dar fix asta vorbeam și cu Eugene. Apreciez foarte mult oamenii care sunt contracurent, boss. La noi, una din manierele de a face film este să lucrezi cu CNC-ul, să te duci cu căciula în mână pe acolo, pe la niște dinozauri de ăștia care oricum să pișe pe tine că nu ești cu ei în masonerie, ca zic așa. Și faptul că voi aveți demersul ăsta independent și că cinemaul independent din România a început să producă și bani, e o palmă care este cât se poate de sănătoasă și o susțin în continuare. Am susținut-o la filme pe care nu le-am înțeles. Bă, eu la Five Gang, știi că am și vorbit cu tine. Bă, n-am... Ca ți-aș pula ta, nu știam la ce mă uit. Ce e ăsta? La Romina Vâtânu, ți-am zis, a ieșit țancă din film, am ieșit și eu din sală. Îmi pare rău, bossul. Deci este de păi 3 ore. Am început. Bă, am plătit 3 bilete la Romina Vâtânu? Am plătit. Că ai avut de 3 ore să mergi să vezi. Bă, da mă, să-mi bapă. Și n-ai reușit niciodată. Bă, da, nu. Ei. Și am avut, noi am avut discuții. Hai să da, și vezi, a chemat Gojira la podcast, mi-a spus că nu mai sunt gunoi de film, mai zis, bă, n-am putut să-l văd. Dar, asta nu e un gunoi, mâncați. Eu am învățat din chestia aia. Nu e film. Aia e altă discuție. Pentru Gojira n-a fost un film. Eu învățând din chestia aia, Romina Vâtâmâ a fost un hype absolut imens. Deci Romina Vâtâmâ, spre exemplu, nu există film făcut în ultimii 30 de ani, difuzat în cinematografie din România, român sau străin, deci că vorbești Avatar, că vorbești orice fel de film difuzat în cinematografie din România, care să aibă un weekend de deschidere ca Romina. Dar, din cauza faptului... Al doilea weekend mult mai jos. Pentru că oamenii s-au dus acolo cu niște așteptări și în mod evident asumat, așteptările nu au fost satisfăcute de producție. Și atunci, la mine, ceea ce am vrut să fac cu filmul ăsta, pentru că deja hype-ul pe care trebuia să-l creezi, nu mai trebuia să creezi atât de mult hype, pentru că hype-ul era deja în momentul ăla fucking huge cu Bass House. A fost mai degrabă nu să fac un film care să fie hype, ci să fac un film care să live up to its hype, care să meargă oamenii la film cu un public foarte clar, că și Romina a avut un public foarte clar. Foarte clar publicul a fost lui Bogdan public. De la Preș, publicul lui Țancă, publicul Nicol Șeri, publicul lui Rareș, dar cu siguranță n-a fost pe așteptările multora dintre cei care au venit în sală. Nu stă povestea în picioare foarte bine. Da. Dar ăsta e film, bă, ăsta e film. Și asta, repet, probabil datorită și viziunii foarte clare regizorale, unul la mână, felicitări. Repet, dacă ăsta e debut pe comerț, la tine foarte bine, boss. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, uite, gata. Ce bine că l-ai adus și pe domn regizor. Ca să zic așa. Și doi, bă, stă în picioare ca film. Adică stă în picioare ca film în sensul în care dass cineva nu s-a uitat la Bass House și se uită la filmul ăsta, dar înțelege cumva că ăia sunt influență.
Eu îl trimit la tine, că ți-am zis că o să ducă Eugene. Eu îl trimit la tine la film, că eu nu pot să vin când e premiera. Îl trimit pe Eugene cu Psihotrop. Așa. Care să stea să-i spună exact cine-i de acolo. Că Eugene săracu, dacă n-are treabă așa. Să stea să-i spună cine-i de acolo, cine e ăla, cine e ăla, cine. Cred că totuși filmul, uite, eu am insistat foarte mult pe treaba asta când scriam. Și când ne uitam pe scenariu, revizuiam și mai departe. Am zis 200 de ori același lucru și cred că cumva filmul reușește treaba asta. Am zis, bă, trebuie să-ți spună lucrurile în context, totuși. Trebuie să spună în context. Toată scena aia de București, mi se pare că ăsta e fix scopul pe care servește, de fapt. Că spune lucruri într-un context. Îți explică de ce se merge acolo, care sunt problemele acolo, cine sunt toți. Îți dai seama că sunt, chiar dacă n-ai urmări bani sau îți dai seama că, și despre scena asta de fapt putem vorbi pe rar, pentru că e mare parte din ea, sau se înțelege în trailer scena asta, în trailerul ăsta, da? Deci scena care sunt influenceri, îi chem acolo, cumva mi se pare că și dacă n-ai văzut bani sau să spune lucruri într-un context. Înțelegi că ăia sunt influenceri, înțelegi că urmează să facă o emisiune, înțelegi că eu aleg cazarea cea mai ieftină, care e puțin dubioasă, nu știu, nu înțelegi mai mult, dar asta înțelegi. Și atunci cumva mi se pare că te ancorează în ce vrea să fie filmul și dacă n-ai urmărit cu sufletul la gură fiecare episod din Bathhouse ca să știi cine e Adrian, cine e Cezara, cine e Costi și așa mai departe. Nu? Din milion, da, corect. Nu, total corect. Dar din altă întrebare am. Din milionul ăsta, cât s-a dus la marketing? Cât s-a dus la marketing? 150, 100, 150 ceva de genul. 150 de mii, da. Nu, cred că nu depășim 150. Depinde foarte mult, pentru că noi o să mai tot băgăm. Și mult mai important, cât s-a dus la elicopter. Bus. Stai. S-a dus bine. Nu mai, gata. Nu. S-a dus bine? Da, sunt mulțumit, s-a dus bine. S-a făcut și o suplimentare la un moment dat pentru încă o scenă. Da? Da. Opa, s-a dus, s-a făcut plata. Nu știu, ieri să spună, nu știu. Dom'le, antrenamentul de jindar, de organ. Da. Cât te-a ajutat la scenă, e o scenă de luptă pe asta. Da, poți să spui că asta poți să zici. Și asta a fost parte din ea în trailer și mai multe scene de luptă. E scenă de luptă. E aceeași scenă de luptă. Da. Cât te-a ajutat antrenamentul de jindar acolo, cât a fost inputul tău personal, cât a fost regie, cât a fost prestabilit? M-a ajutat mult, adică mi-au explicat imediat. 10 minute înainte, bă, trebuie să faci aia, aia, am înțeles, mi s-a părut natural. Dar nu neapărat... de jindar sau ce, nu, eu nu sunt, eu sunt grănicer, iartă-mă, grănicer, antrenamentul de grănicer. M-a ajutat mai mult că ne mai bătem și noi pe la Budeasa, pe acolo, dar nu suntem smart doi, ne băteam între noi, copii. Eu nu... Păi așa și eu mă băteam în sensul că luam bătaia. Ei, noi ne băteam mai des. Elicopterul ține că Budeasa, că vorbeam la poligraf cu el, de, dom'le, dacă te-ai bătut, dacă te-ai așa... Tocmai, na, potânerea statutul său instituțional, am zis, dom'le, totuși există, na, infracțiuni de rovire, de așa, și a spus că, dom'le, nu, pentru că Budeasa, pentru mine, Budeasa e un cadru oficial de bătaie. Da, exact, adică ca și cum ești în ring. Ca și cum ești în ring, adică Budeasa... Nu se sună la Budeasa. Da, e, na, deci nu e o infracțiune, pentru că Budeasa e un dar cadru oficial lumea pe, de... Dar lumea pe stradă, tu știi niște povești, poate... Da, ce s-a mai întâmplat? Ce mi-ai povestit tu, frate, că nu am... Ce ai mai văzut și tu, ce ai mai alea, mi-am luat de lume pe stradă. Ce mi-am dat eu smardoi, eu nu sunt smardoi, eu... Tu om normal. Nu cum și eu ardunii că facă, drec, așa, că așa, că așa, dar dacă se întâmplă, nu spun nu. Nu spun nu, asta e. Și m-a ajutat, m-au ajutat prieții ăștia de la Budeasa. Dar momentul ăsta al vieții, dacă ești abordat într-o manieră violentă de elemente adverse ale societății, tu vei reacționa... În civil? Violență fizică? Violență fizică, domnul elicopter. Dacă e conform legal să acționezi cu violență fizică, voi acționa. Dar nu să omori lumea. Cât să te aperi. După ce te-ai apărat, gata. Da, cu omorul din eliminat... culpă o să avem altă discuție altă dată. Când... Ai eliminat pericolul, nu mai ai treabă cu omul. Bă, s-a dat omul să... de pe tine, nu te mai duci și mai dai un pumn, că deja intri tu la violență. Două obiective am. La aproximativ discuții. Episod cu Beto, dar în continuare zic că acolo trebuie să... Tu n-ai ieșit episodul. Nu e, să-l facem să se întâmple. Da, nu, nici nu l-am filmat. Și episod cu elicopter. Cu amândoi, dacă aș face... Ce tu ești la mine? Uite, ai aici pe... Nu, eu acum vorbesc cu tine. Apropo, dacă ai face cu amândoi împreună sau ce? Acum avem noi ședință. Știi că ne mai sună, ne mai întrebăm una. Deci acum e ședința aia. Am înțeles. Nu te-am sunat, te-am prins aici, așa n-ai timp. Acum vorbim. Bă, dacă fac cu amândoi să-mi bat pula, dacă o să mai înțeleg ceva, de deci ce la cu trapuri ar fi nimic.
bătaie. Hai să facem. Da, hai că o să facem pe asta. Uite ce film ce joc, ce joc e ăsta? Uite ce film ăla. Fix pe sufletul lui. E top ăsta. Este să se dea la prim plan, ca să zic așa. La domnul elicopter, l-a și ales. Da, bă, ăsta e filmul... De Nintendo, cred că. E de Nintendo, da. Ăsta e filmul care l-a pus pe hartă, pe Tom Hardy. Înainte să fie șmecher, despre cel mai... Film de pușcărie, ca să zic așa. Cel mai bun film de pușcărie. Eu l-am arătat la băieți la Țăndărei pe ăsta. Le-a plăcut? La băieții. Pe inima lor? La băieții grei. La Cristi Porcu, la Poligra, la băieți, la Vameș, la Elvețian. La... Astea sunt nume de buletin. La Vameș. Nu știu, că așa sunt și la noi acolo numele. Da, da, da. Adică tu înțelegi perfect. Și a devenit filmul lor preferat ăsta, băieți. Adică, bine, eu înțeleg exact de ce, dar nu contează. Ce urmează pentru tine acum, boss? Adică tu ai vreo proiecție, ai regizat film comercial care, eu zic, o să rupă. Și o să aibă, bă, word of mouth. O să aibă filmul ăsta word of aia mouth. Aia zic, aia mă gândesc și eu. Atâta timp cât o să aibă word of mouth, mi se pare că toate obiectivele noastre sunt foarte tangibile, palpabile. Da, știi că noi am avut, stai un pic, știi că noi am avut discuția asta apropo de al doilea weekend? Că ți-am zis că în showbiz-ul american funcționează așa. Un film are succes dacă în al doilea weekend încasările sunt pe jumate decât în weekendul din deschidere. Dacă depășește jumate sau sunt pe la jumate, pe la 50% în al doilea weekend, hit. Așa funcționează box office-ul de Hollywood. Acum cum o fi la noi, dracu, știe. Zi, bă. Scopul meu de la început a fost așa, ok. Ei s-au implicat foarte mult pe partea asta de public țintă, da? Glumele de tipul ăla pe care le înțeleg până la un anumit nivel. Dar după aia, eu mi-am propus să aduc în cinema și oameni care nu s-ar uita la Shelley, care nu s-ar uita la Bass House, dar care ar râde la filmul ăsta. Și eu cred că tu poți să confirmi mai bine, se va râde și dacă ai 40 de ani, nu doar dacă ai 20 de ani. Da, bă, să râde că sunt ăștia naturale, adică e o chimie foarte bună între Elicopter și Costi. Este Costi, e celălalt duo cu Costi și... Drăcea. Și Drăcea. Îmi da. Place foarte mult că pe Costi, bă, Costi este atât de wholesome. Eu devin din ce în ce mai mare fan Costi Maxi, adică de fapt tu știi. E foarte tare, Costi e singurul care n-are impulsul ăla adolescentin sexual, bă, e foarte tare că-i ținut foarte clean asta. În rest, așa, tensiune este cu băiatul, cu nu știu ce, cu Petre Ștefan, dar cu băieții. Costi m-a obligat să termin, deci o secvență trebuia să se termine altfel. Și pentru că a fost atât de bun, a jucat atât de bine secvența aia. Da, bă, aia e tare, bă, să-mi bat pula. A schimbat filmul. Aia cum? Efectiv. Da, la filmare. Aia din parcă. Dar o reală chestie, o reală problemă, s-a amânat, deci... O secvență care trebuia făcută... Eu nu eram acolo în ziua aia. Deci am cam fost și eu la film, dar nu puteam fi acolo în ziua aia. Aveam altceva, dar o secvență în ziua aia a fost un fel de, să-i spunem, o grevă actorilor, un protest spontan, că nu e bine aici. Susținut de Costi, Elicopter și Iorga. Nu e aici. Și am schimbat. Am amânat, adică n-am mai filmat aia în ziua aia. Am făcut altceva. De-aia... Am mai adăugat o zi, nu doar pentru aia, oricum am mai adăugat multe zile. Filmul tău a făcut în 15 zile, s-a făcut în 21. Dar... Wow! Și trebuia în 23. Ah, ok. Deci, ne-am aruncat destul de tare. Scenariul a fost destul de stufos. Deci, scenariul a fost foarte, foarte stufos. Grele multă bătaie, secvențele multă de noapte, bătaie, multă da. De pădure. Noapte, iarăși. De ce crezi că nu sunt prea multe filme românești pe noapte? Păi nu, e că e greu de filmat. Greu de filmat, da. Sfârșitul, în schimb, trebuia să fie altul. Zic greșit sau nu? Nu. Pe cum? Tu ai scris busul de sfârșit. Clar. Bă, sfârșitul e al lui Elicopter, nu? Da. Da. Scena aia, da. Da, inițial... Dar este o adiție. Adică, okay. Cum să-ți explic? Deja cursese filmul. Cum să-ți explic? Exact. Da. Adică e un... S-a scriptat de dinainte sau a venit sfârșitul în timpul filmului? Nu, e ascultat. Ah, okay, făcut. Okay. Dacă era și... Dar asta spun noi, deci contribuțiile actorilor nu au fost pe set, nu au fost... Ci asta e diferențiatorul. Am fost la birou și am stat zile întregi, peste o săptămână de ședințe în care am stat și am pus scenariul și l-am luat, l-am refăcut, am intrat acolo și mai departe. Și eram efectiv, aveam TV-ul, eram cu Final Draft-ul și era efectiv, toată lumea spunea părerea. Cum facem aici? Cum facem aici? Eram cu Elicopter, stăteam, venea Costi.
unul pe cap, unul venea. Și luam scenele, efectiv. Și încercam să le facem cât mai actuale și naturale posibil. Pentru că niciodată, niciun scenarist nu o să te poată, când tu trebuie să stai în tiparul unui personaj, care personajul ăla ești tu, niciodată nu o să te poată scrie nimeni perfect și perfect natural. Adică nu pot să stau să scriu eu pe elicopter. Domnul, nu, dacă nu ești actor departe, profesionist de ăla care să se transfigureze, actor de metodă. Păi da, asta spun că el nu trebuia să se transfigureze în alt personaj. E că el trebuia să stea în personajul Adrian Elicopter, pe care toată lumea știe de pe TikTok, din Basa și așa mai departe. Bosul meu, problema e următoarea. Deci ăla e un coșmar al tău? Zi-o direct. Adică zi de unde a venit sfârșitul. Nu, fără spoiler, e un vis al meu. Dacă aș vrea să... Deci dacă m-ai întrebat cum să se întâmple lucrul ăla, așa aș vrea. Bă, e foarte bun ăla. Nu? Bă, nu te enervează că altă chestie pe care voiam să o discut cu tine... Dar am avut... Vezi că și eu am venit cu o contribuție. Că eu am venit cu aia și tu am venit cu aia altă. Și el, da. Da, 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 da. Dar da, tu știi că e foarte bizar. Vrem amândoi. Pentru oamenii care sunt... Deci, aia cu care am venit eu și ai venit tu cu aia altă. Să nu le încurcați între ele, aia cu aia altă, că nu, da, n-am nicio treabă. Tot timpul. Nu știi că și la poligraf noi, când a fost la poligraf, eram, da, ăla, dar a făcut alea, de... Să uita lumea, nu înțelegea. Da, asta e. Nu putem să vină la film. Acum. Veniți să la film și la să film. Înțelegeți. Bă, nu te enervează sarmalele alea de post? Că asta nu mănânc în viața mea, dar nu mănânc. Dacă face mama așa ceva, nu mănânc. Dar face mai câte sarmale de post? Mai face, dacă îi țin post. Mama, tata, țin post, dar nu mănânc. Mă duc, mănânc în oraș, în sat. Cum ar veni? Te înțeleg perfect. Ideea este, bă, adevărul că mănânci în sat, bă, sarmaua din sat n-are gustul ăla de acasă, cu pe mine asta mă enervează și când face de post, așa simt că poate te înveți, mine. Te înveți cu gustul ăla. Eu am avut discuția, acum vine și Paștele acum și o să facă maică-mea în sarmale. Și ultima dată când am făcut de post, am avut discuția, bă, mamă, să moară peștii mei dacă te mint. Am făcut eu ceva, sunt cu minte, așa nu e, mă drogez, nu beau. Așa nu. E. Ok, am 40 de ani, nu m-am însurat. Are și ea problema asta. O să le păgheata femeie. Avem e frig, iau fes în cap, nu fac nicio problemă. Exact, beau apă, mă hidratez. Da, nu, e un episod, faci așa o dată la 6 luni, nu pot să înțeleg asta. Nu e ca să te nu pună la carne. Pumn sau care-i treaba? Eu nu pot să mănânc nimic dacă nu e carne pe masă, nu pot să mănânc nimic. Și salată dacă e pe masă, mănânc, dar să fie carne lângă, să iau și din carne să gust un pic. Busul meu. Da. Asta v-am zis cu... Bă, eu un blestem, eu pedeapsă, sarmaua de post. E ceva ce e? Da, e de la început, ceva de la început umanității. S-a întâmplat ceva la un moment dat, atunci, cu 2000 ceva de ani. Ceva rău, ceva de pe la potopul lui. Exact, noi, s-a întâmplat. Cineva a greșit și... N-a salvat ăla, dar când a ajuns de mulți porci, exact, să pună pe s-a întâmplat arcă, ceva. Să aibă, să taie, a uitat să la vreun, a uitat la vreun animal pe acolo, a murit ăla necat și s-a produs blestemul acesta asupra umanității. Sunt trei tipuri de sarmale, busul meu, pe lumea asta. Și ascultă ce zic eu, că sunt bătrân. Am mâncat toate sarmale. De post de carne și de post cu carne. Nu, de post, de carne, sarmaua de nuntă. Alea sunt nenorociri. Alea sunt bune. Mici, sunt așa. Sunt bune, dar-s mici. Dar păi da, bă, dar poți să iei în buzunar acasă. Două, trei. Păi, Bat, mai știi tu că ce, că murdărești ei? Snacks. Din ăla. Păi chiar ei snacks. Cum ar veni? Bage număr, da? Da. Când ai pac, plecat? Pac, mai bagi o sărmănuță. Alea sunt bune, da. Dar nu le simți. Ai fost vreodată la nuntă? Și sună și prost. Am mâncat 47 de sarmale. Aia, bă, mâncați așa. Că la mine prost. E prost, bă, că sunt și gras. Ce ai făcut, Georgi? Că am fost la nuntă la Aldi Butereț. Cât ai mâncat? 47. Nu știu că era 20 de sarmale ca bricheta asta. Fute-te în gură de gras să te fute. Ai dat lui ăla 3 milioane. Dar și ai mâncat 20 de sarmale. Nu și-a luat banii nici pe varză. Tu îți dai seama că pică prost? Da. Bă, tu îți dai seama ce pățesc eu? Cum povestești după aia, aia e problema. Între Buneasa și Țăndărei. Budeasa? Budeasa și Țăndărei. Da? Între Budeasa și Țăndărei. Care crezi că e mai rău? Bă, noi ar trebui să facem un crossover. Tu îmi faci turul Budeasa, eu fac turul Țăndărei. Cred că Budeasa e mult mai diversă și include și ce are Țăndăreiul, dar Țăndăreiul ce are Budeasa, nu. Părerea mea. Nu sunteți mioritici deloc, sunteți mai aproape. Cum că suntem bărăgan. Da, bărăgan, dar nu e mioritic, nu e deal. Aveți deal voi, să moară n-ai dău, să avea deal. Avem. Dacă nu, cea mai înaltă chestie la voi e un hambar, cred că. Primăria e. Da, primăria e un stâlp. Da. Da, da, au elemente comune, dar ce are Budeasa n-are Țăndărâu. Noi avem ce aveți voi acolo. Ce dracu aveți, aș pe viu, turpina 14, ce?
Are rac, are dealul ăla. Băi, e frumos? Eu am fost, mă așteptam, da, mi se pare... Plajă. Plajă, are plajă, bă, Budea asta. Aveți, bă, crescătorie de sturion? Nisetru Siberian crește la Budea asta? Am încheiat discuție. Deci, aveți păi crește la voi acolo, mă. Ce? Crește la voi acolo, cu ce le dați, bă, bobițe de câine, ce le dați la țândărâi? Crește acolo, e pretențios și rău. Voi aveți urși, aveți vulpe, aveți lup, aveți animale și voi ce faună aveți acolo? Câini maidanezi, găini, porci, astea normale. Avem delfini maidanezi. Pe cuvântul meu, dacă te mint, în Ialomița acolo, care pe vreme se numea în Paris. Delfin? Delfin maidanezi. Da. Pe străzi. Avem, nu serios, animale de pădure avem, că chiar avem accidente cu căprioare. Fără căprioare, căprioare e basic. Dacă te duci și faci grătar la Budea asta, vine ursul, îi dai, îi arunci carne, e frumos, primești o alert, simți că viața contează. Simți, înțelegi? Acolo la țandării ce roare trebuie să vină? A plecat unul de acasă, căutați-l, semnalmente, 1,60 m, pălărie. Dar la Budea asta simți că trăiești, simți că merge viața. Băi, tu ești conștient că promovare mai bună pentru film nu putea să fie, adică este, băi, îl ador pe... Am dat peste un mistreț odată ce am mâncat la el. Asta e tot din film. Tot din film, nu, din realitate. Dar e și film. Am dat, da, și n-am, dar n-am vrut să dau, din greșeală am dat. Noi am pățit chestia asta, dar noi suntem mai cu sânge rece așa și l-am ținut în viață. Ca să și tăiam din el, vorbesc serios, îl țineam pe chetamină. Da? Unde i-ați băgat-o? În gât. I-am băgat chetamină în gât de la anestezic de cal. Singura problemă cu ghetul porc după aia, că, și mai tăiam din el așa, ca să fie proaspăt, că la noi, bă, auzi, e și curentul mult, am vrut, da, să mă, facem. Că e vorba aia, că e mortăciune, auzi? Păi... Nu e că e mortăciune, bă, dar nu voiam să cheltuim pe curent, pe frigider. Nu, de, am mai auzit, dacă trece două ori e mortăciune porcul, ăla din curte. Păi și atunci ce e, mă? Nu e mort porcul? Da, e bună pomana porcului. Da, că o iei fresh, cum ar veni. La botul porcului. O iei fresh, în care contracții, mușchi, mai dă din... Bă, nu e, nu, băi, n-ar trebui să fie bună așa carnea, mă. Bă, carnea n-ar trebui să fie bună, da, așa. Da, da, da. Trebuie să primească un de la, un nerf, de la Dumnezeu. Exact. Să dea un nerf. Deci țineam... Un iOS la 3 noaptea și să mai scadă un pic. Și să mai dea la legumile astea ceva. Că nu au hype. N-au... Eu zic eu ce să dea. Pe marketing sunt slabe, rău de tot. Tot ce înseamnă țelină, astea. Nimic bun. Păi asta spun, să dea niște carne pe legume, ca da, să fie, da, da. Asta zic. Și țineam porcul ăla pe chetamină, cum ziceam. Animale noi trebuie. Mi s-a luat, să mă uit, mi s-a luat astea. Să mai vine ceva nou. Eu nu mai stau, nu mai... Să vină... Și Dumnezeu patru în creație, când a ținut așa câteva milioane. O, da, din aici... Nu știu ce. Bine, bă, porc patru picioare. Am, dar ți se ia, mai pune și tu ceva, nu? Dacă vrei lumea să fie acolo, să uite. Stai, mă, că vin ăștia cu genetica, Liger. Da, o, bravo, și dar abia aștept. Iar, bă, Liger, bă, ce ciudat și... sunt. Da. Vulpe, fenec. Da. O să apare și porc vacă. Porc vită. Să ia, să, da. La Dristor, bă, ca să faci... Lasă-mă, că am făcut, s-a făcut la Dristor. Să faci micul direct. Cunoaște centrul cultural la Băiatul? Nu. Din Piața Anzii? S-a strigat din spate de la Baboiaș, normal că știm. Centrul cultural la Băiatul, să moară măsa, dacă am înțeles vreodată, acum că tot vorbim de mâncare, de-astea în pandemie. Cum pula mea era la, bă, mâncați, aș deschis pe la 2-3 noaptea, puteai să te duci. Era acolo, mă... Păi? Și țineam porcul pe chetamină ca să nu simtă când tăiem din el, să fie pe anestezic. Singura belea e că s-a început să se cam plictisească ghetul porc, dar trebuie să-i punem și tehnos, fie ca la Sanuil, ca băieții aia de pe să chetamină. Dacă nu... Asta atâta, e singura chestie. De... E imposibil să nu fii încălcat tu convenția de la Geneva într-un anumit punct. Ce ai făcut la porcușorul ăla? Asta e singura mea grijă în viață. Sigur, sigur. Convenția de la Geneva și măruță. Asta, ăștia trebuie încălcați. Dar mâncarea la film, bună rău de tot, dacă nu m-ați răcorit. Aia voiam să zic. Bă, ne-a spart. Bă, bună rău de tot, și ce aia? Eu bă, noi nu ne-am zgârcit la catering. Eu nici nu filmam uneori și vreau să mănânc. Sunam pe Diana, mi-am uitat bluza aia acolo. E pe acolo, nu o văd, hai că știu unde e. Ți-ai uitat bluză special ca să vii să iei? Nici n-am uitat-o, m-am zis eu că am uitat. Ai luat acasă de pe set? Nu, că nu mai puteam, nu mai suportam să mănânc după ce ieșeam după set.
Nu, chiar a fost bună, confirm. E bună rău de tot, ciorba aia a fost o ciorbă odată. Ma, mai spune, te rog eu frumos. Mai, hai să nu mai discutăm despre asta. Bună rău. Și nu eu poți să comanzi de la oamenii aia. Nu, doar catering. Da, mă, ce? A fost firmă de catering, nu ceva local? Nu, unde s-a filmat, de fapt? O firmă de catering. Deci s-a filmat în... s-a filmat, cum îi spune, mai? Periș? Nu Periș, mă. Snagov? Lângă nu, Periș. Deci s-a filmat și Raznagov și lângă Periș. Nu, dar Scroviște îi spune. Scroviște. Da. Scroviște. Ok, Scroviște. Unde s-a filmat? Casa este în Scroviște. În, acolo, da, mai dreptate cu... Casa unei contese. Atenție. Da, are și casa o poveste. Casa unei contese. Și... Făcută de un arhitect faimos de la noi, în fine. Băi, pus să te întreb o chestie. Adică, ok, filmul are coerență, dar are și niște lucruri fără sens. Sau nu l-am văzut eu? Care e faza cu tablourile din film? Aici are un sens. Are un sens. Are, dar poate am înțeles eu greșit. Zic care e faza cu tablourile din film. Băi, eu n-aș vrea să dau despre tablouri. Eu aș vrea ca fiecare să interpreteze cum crede de cuvință tablourile. Vrei să zic interpretarea proprie cu toată sinceritatea? Da. Ba, pula în ele tablouri. Așa. Dă-mi pula mea de artă. Adică, a mâncat cineva de pe urma ei? Arta. În afară de picturi? Arta? Eu știu, nici m-a interesat. Asta zic și eu. Aveți muzeu în Budeasa? Nu. Asta spun, vezi? E un golf. Mai vechi, așa, de poți să-l... A, nu, oficial. Și să te desena niște copii, niște puțe pe el. Știu că asta avem și noi. Ăla e singurul muzeu, ăla fel e tot o referință. E tot ceva legat de slasher movies. E tot o chestie... Da, mă, am înțeles, da, asta e, ai vrut tu să faci asta, a fost fetișul tău, a zis, bă, asta e marca mea, o spun tablourile astea, cine înțelege bine, cine nu. Exact. Tu câte slasher ai văzut? Foarte puține. Mie nu-mi plac filmele horror. Paradoxal. Și mi-e frică de filme horror, dar tot timpul m-am gândit că o să care fac film horror. Care filmul horror care te-a speriat cel mai tare? Și The Ring. Dar pe mine m-a speriat Michael The Jackson. The Ring da. Michael Jackson Thriller. Adică eu țin minte când fratele meu îmi punea Thriller ca să mă sperie și să mă bag sub pat și râdea de mine. Deci, la modul ăsta... Bine, era mic. Nu știu, când era Thriller... Și după aia când te-ai dus la nunta lui, ai râs tu de el. Da. Fam, da, fam, fam, fam. Da. Las că se întoarce la ta. Dar serios, Serios, eu nu sunt fan filme. E foarte horror. Pe convenție mai filmul. Mai degrabă comedia neagră mă atrage. Adică din ce conține filmul, știi? Că ziceai de Shaun of the Dead. Da. Care... Da, na, ăla-i de râs, mă. E de râs, da. Ăla-i de râs, da. Shaun of the Dead. Da. Și The Battery, iarăși mi-a plăcut foarte mult apropo de independent și așa. Tu ce filme adică horror ai văzut, busule? Foarte puține. The Nun, The... cum îi spuneam, era seria aia cu aia de erau de scântau casele. Nu So. Era aia de... Conjuring. The Conjuring, așa. Am văzut da. The Conjuring, nu știu dacă pe toate, că sigur am mai scos, dar cred că am văzut vreo 3 Conjuring-uri. Bă, primul Conjuring ăla este de te piși pe tine. Adică. Da, aia am văzut. Am văzut clasicul, Doamne, ce rapsu sam. Cu fetița posedată, exorcistul, ăla e chintesențial. Eu nu pot să mă uit, adică numai când le văd pe alea, nu... Nu mă, ăsta are Doamne, cum îi spune la regizor? Zi, tate, cu cine? Clasicul film horror. Este o Kubrick, cum îi spune, mă? Shining. The Shining, așa. Da. A, apropo, și acolo, acolo vin de la Shelley, referința. Da, The Shining. Nu foarte multe în rest. Nu mi-aduc aminte. Sigur am mai văzut, dar nu, n-am fost niciodată nicio fanul filmelor horror. Adică, și dacă era o chestie de gașcă. Adică nu m-am uitat niciodată la filme horror singur, acasă, știi, să le piratez eu sau să le văd pe un Bă, și ăsta e film de gașcă. Și ăsta e film de gașcă, ăsta e film de mers cu băieții. Ăsta nu e film de mers. Eu n-aș putea să mă duc singur la asta. La ce, la Bass House? La Bass House, da. Da, chiar e de mers. Și nu e de copii, adică, deși... Băi, e de copii, mă. Ba nu, mă, e de copii. Băi, nu mai subestimați copiii, mă, mâncați. Nu, stai puțin, e și de copii.
Nu, în sensul în care poate mulți o să zică, bă, da, e cu puștani, cu nu știu ce, nu mă interesează. Bă, nu e genul ăla de film. E un film la care poți să meargă oricine. Da, nu, dacă te pentru... ține dacă ai, adică dacă ai peste 16-17 ani, până în 40 de ani, o să râzi la filmul ăsta. Asta, asta e chestia. Nu, mă, adică sunt momente în care râzi foarte clar. Și acum, întrebare. Personajul preferat al fiecăruia în afară de el, din film. Adrian. Băi, nu pot să am un personaj. Lăsați. Cum, pe cine? Rămână. Hai, bă, că vorbesc eu cu tine. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dacă mulțumesc. Îmi place atât de mult de tine, este să nu ți-o inca, bă. Am zis așa nu, și eu. Nu, ferește și să se vadă pe la caserie. Eram aici, dacă mă duceam la baie să mă piși. Inventa el ceva. Spunea plăcinta aia, cred că spunea. Înainte mea. Așa, tablourile, o să zică regizorul, da. Așa. Al meu preferat. În afară de tine. Da, în afară de mine? Iorga, mi se pare. Da, e preferatul meu. Iorga și Costi Max. Da, mă, mâncați așa. Mai ales că am cele mai multe secvențe cu ei. În afară de secvențele pe care le-am văzut, eu nu cunosc filmul și de-aia nu pot să-mi dau cu părerea despre cum a jucat fiecare. Tu n-ai văzut filmul? N-am văzut filmul. Și la unele, în unele momente în care se filma... Dar știi scenariul, în schimb, adică scenariul... Știu scenariul, dar nu știu cum s-a jucat, nu știu cum s-a transpus, dar la Iorga și la Costi Max am fost de cele mai multe ori prezent în zilele de filmare și automat cunosc și personajele mai bine. La Drăcea n-am văzut nimic, de exemplu, la Cezara, la Scară, la Maia, nu prea am văzut, la Vlad Neamțu, David. Oh, e foarte tare Drăcea. Nu, dar asta, bă, ăsta e triunghiul magic, bă. Ăsta e triunghiul magic, de care am zis și eu. Iorga, Costi Max, Adrian, elicopterul de luptă. Să moară ce... Băi, de unde e asta cu elicopterul de luptă? Era o fată... defensiv. Era o fată pe TikTok și... Da, acum 3-4 ani, 4 ani minim, de fapt. Și avea numele Tang Rusesc, dau și plec. Și eu am zis, hai de cap, domn, tot bro, de tot, mi-a plăcut numele. Și când îmi apărea pe TikTok, nici nu puteam să mă uit la videoclipurile ei. Poate erau amuzante, dar ziceam, pleacă-mă de aici, că simțeam că mi-a furat mie ideea. Și după am văzut un meme ceva pe Facebook și am tradus în română chestia asta și se potrivea perfect. Elicopter de luptă Tang Rusesc. Pac. Și la un moment dat mi-a șters contul ăsta, Adrian Elicopter de luptă, și am revenit, Adrian Tang Rusesc. Am copiat de la fata, la ei. Da. Inițial, numele meu preferat ăsta era, cu Tang Rusesc. Mi se părea mie haz la momentul respectiv, dar acum parcă elicopterii mai așa. Da, Tang Rusesc știi că e o pârnaie, adică nu e... Da, e o pârnaie, dar... Ce le-a făcut la Stalingrad? Ce elicopter de luptă, mă, mâncați așa, mă? Ce elicopter de luptă? Ce elicoptere de luptă avem noi în țară, mă? N-avem, dar era la era pe GTA San Andreas sau la Verde. Ai înțeles? De acolo. Asta e bus. Eu nu știu dacă există termenul de elicopter de luptă. Băi, eu dacă îmi fac există, campanie... Mă, există, există, nu? Da, păi și da, noi, uite, mă, statul român a cumpărat Black Hawk-uri. Amarece, care sunt alea din San Andreas. Apropo de... Cum trebuie arși aia pe corporație pe afară, că ne arși ei pe noi. Bă, avem elicoptere de luptă în România. Gata, scurt. Avem. Nu știu cât a fost. Da. Deci există elicoptere de luptă și anul în țară. Există, dar ăla care ne interesează aici cu noi la masă. Hopping the guest. Așa. Și asta îi spun. Eu? Mai ales la vedere. Dacă n-am avut bă, o deci filmare. Bă, deci fii atent, să moară Ciprian dacă te mint acum. Când vorbesc cu Shelly, când am vorbit de filmul ăsta, bă, facem episod, nu știu ce iese filmul, hai să facem episod, bă, vino și tu cu Adrian și zice, fii atent ce zice, bă, nu pot să mă bazez pe el. Așa zici? Ai? Da. Că nu sunt sigur dacă dă țeap. Dacă nu știi care e faza, eu am programul foarte, foarte... Mi-a zis că e cu școala de miliție, da? Da, exact. Și aia e singura problemă, că... Da, uite, ți-am zis și azi că nu putem să filmăm mâine din cauza unei probleme obiective, că n-am cum, trebuie să mă prezint în anumite locuri și sunt obligat. Mașina de un... din film e mașina ta, pă, ia, da, da, Luganul meu, dar aia oglinda nu e a mea, au luat-o special băieții, le mulțumesc că n-au atentat la integritatea mașinii, au cumpărat una specială să o rup, că se vede, nu? Se vede în sadalic deja, da. S-a dat, nu, asta cu personajul preferat din film. Cred că Vlad Neamțu. Vlad Neamțu e foarte funny. Și e acolo tot timpul. Ok. E acolo tot timpul. Ok. În personajul ăla. I get it. Sezonul 2, Bass House. N-am avut timp să mă gândesc la asta.
Îți zic cât se poate de sincer. Gândește-te că vine vara, mai pleacă și lumea, mai le trebuie bani. Nu, o să facem... Pe culo, pe culo. Gândește-te să mor eu. Am mai format, mă, dar nu ți-am zis de... O să te iau pe nepregătite, că... Nu ți-am zis de... Am mai format acum pe care vreau să-l fac, din scurt așa, mai iunie. Firmare... Mai pe mine? Și cu tine, da. Uh-huh. Firmare în final de mai, cu publicare iunie-iulie. Bathhouse aș vrea să-l fac la toamnă. E prea mult Bathhouse. Păi am Bathhouse, mai dau Bathhouse și acum, știi? Adică deja noi avem pe canal Best of Bathhouse, Best of Characters Bathhouse. Reacție la Behind the Scenes Bathhouse. Reacție la Behind the Scenes Reacție la reacție. Toate lucrurile astea, pentru că îți dai seama că noi făcând filmul în ultimele două luni, posibilitatea noastră de a face și conținut nou original a scăzut dramatic, adică am mai făcut. Dar în mare parte conținut relativ ușor de făcut, cum ar fi testul poligraf, formate care merg foarte bine, foarte fan un test poligraf. Am acum un poligraf, până se publică ăsta, deja a ieșit, vă recomand să vedeți, foarte tare, Adrian Minune și cu Carmen Minune, cu fica lui, senzațional poligraf, dar chestii ușoare. Adică să fac un episod la muncă în care stau o zi undeva și, sau chestii de genul ăsta, sau unde preci, ai filmat de-astea, când preci 3-4 zile și faci 3-4 vloguri, n-am mai fost evident timp. Și acum o să facem un nou format, foarte interesant, cred eu, un format de tot așa de game show cu reality. Și Bathhouse îl văd toamnă-iarnă. Adică să dăm un respiro la treaba asta. Nu e ăla de care îmi spune mie că vrei să apar în pula goală la cameră sau că vrei să mă dezbraci mai... Nu, aia a fost la mișto, te-am sunat. Nu mai știi. Bă, că a fost la mișto? Da. Serios a fost la mișto? A fost, mă, dați-am zis la telefon că a fost la mișto. Băi, am povestit lui maică-mea, bă, i-am inclusiv... Dar ea, e în episodul ăla cu idei, dar tu știi că e pe YouTube, nu? Goală pe YouTube. E pe YouTube, e pe YouTube aia. E pe YouTube aia, da. Când te sun, nu știi? Am zis. Bă, ce, bă, și ce m-am bucurat, mă. Bă, la toată lumea am povestit, bă, și pe la mine, pe la Țăndrei. Ba da, m-am bucurat să-mi bafă. Uite, să arătăm. Nu e, lasă, lăsăm link în descriere dacă vreți să vezi. Nu e, bă, m-am bucurat, bă, am povestit la toată lumea. Că, bă, ce tare apar eu cu și el în pula goală la cameră. Că am înțeles că și tu ești. Cred că am zis-o ca să o accept, nu mai știu. Cred că am zis-o să te conving. Eram, zic, mamă, ce tare, ca, știi, bărbați adevărați, nu, fără fete. Fără fete, îmi plac discotecile, tu știi discotecile alea, băi, când e muzică, e muzică house și dansezi, înțelegi exact ce spun, da? Mm-hmm. E basul frumos și sunteți numai băieți, boss, fără fete. La combină, știi ce aia combină? Nu. Pa, uite, vorbea de putea să spui, nu știți așa ceva, combină, e de-aia boxă, de-aia mare așa. A, la combină muzicală. La da, combină. Okay. Așa am avut și noi o discotecă. Să nu mai la grajduri. Frumos, da. Mioritic. Da, mioritic. E, nu e chiar, v-am unde spus. Nu mă toată face. Orga de lumină era un girofar. Nu, no, pare intendit. Deci era un girofar care a pus pe o boxă, da, așa. Frumos, iată, bă. Dar mie îmi plac foarte mult discotecile astea, unde-s numai băieți transpirați, frumos stăm, dansăm unul lângă altul, așa. Fără fum de țigară. Fum, da. Fără fete deloc. Ulucile rupte din gard. Și acolo trebuie să ajungi. La orice petrecere de genul. Nu există. Dacă e vreo petrecere și nu rupi o lucă, nu, minim 7 e regula, scrie în cartea aia, minim 7 trebuie să rup din gard, să se întâmple ceva. Ca la sfârșitul zilei să știi, să ai o poveste de spus, să alegi niște prietenii pe baza ce s-a întâmplat, că așa se leagă prieteniile, după părerea mea. Total de acord, printre cei mai buni prieteni ai mei ne-am cunoscut alergându-l pe șoseaua Brilei. Ai văzut? Vezi? Cu furtunul de la mașina de spălat Vișane, despre tine e vorba. După aia te împași cu omul, vezi. Și tu ce ai greșit, ce a greșit ăla, te împași, rămâneți prieteni. Dar tu ai fost și la Budeasa. Eu am fost, dar am fost într-o conjunctură care n-am putut să stau mult, că am avut alte situații, dar mă întorc. Mm-hmm. Mă întorc acum, sâmbătă. Deci chiar sunt curios, am de full Budeasa experience. Mm-hmm. Am stat așa 2 ore. Eu am fost la Budeasa când mi-au luat mie permisul. Fix atunci am duceam la Budeasa, știi? Și nu știu de ce, că dracu, filmam schimb de vieți cu Adrian, nu înțeleg de ce mi-a luat mie permisul, că teoretic Adrian era în corpul meu și eu la lui, adică, dar n-a ținut scuza asta. Păi și eu nu știu de ce nu eram eu cu Porsche-le, că nu-ți mai lua permisul. Corect, da, vezi, pentru că e o regie ordinară. Dacă erai tu cu Loganu și dacă te rugai de el să-ți ia permisul, nu voia Loganu, zicea, nu am cum. N-am cum, pe viteză n-am cum. Da, și vezi unde a fost și ajungând acolo deja era Mediafax-ul tot și n-am, am plecat. Adică planul nostru de a filma în ziua aia vlogul n-am mai stat în picioare. Aveam această nouă speță, aveam această nouă chestie și după aia acum ne întoarcem ca să filmăm. Trebuia să ne întoarcem sâmbătă, n-a putut. Mâine nu s-a mai putut. Sâmbătă asta, mi-a promis, da? Da. Perfect. Și în primele două ți-am promis omului.
Acum am înțeles. Păi ți-am promis, nu ți-am mai promis de două ori, adică ai văzut că de promit, promit. Da, n-am nicio treabă, promit așa. Boșii mei, foarte simplu, lăsați în comentarii. Eu vreau să fac aproximativ discuții și cu Beto și cu Adrian. Băi, vii la să facem episod? Da, vin. Episod? Mai ales cu Albert, da. Adică vrei să facem toți trei? Da, eu vreau să discut. Mie îmi place ce vorbește Albert. La toate podcast-urile eu sunt urmăritor. Și nu, băi, nu sunt condescendent absolut deloc. Mie mi se pare printre cei mai mari filozofi. Da, aia îmi place, îmi place mult la el când vorbește el, când își deci dă drumul la vorbă. Deci povestea de mi-ai zis-o tu la un moment dat, dar nu știu dacă am apucat la cameră, aia cu sunt rechin în Marea Neagră, da, aia da, este da. Senzațional. Da, ia mine pe vlog aia, cu, când fac un submarin. Dar trebuie să recunoști că și, adică trebuie să ce vlog faci, că am construit un submarin cu Albert Nebunul, trebuie să recunoști că e un episod. Este o tâmpenie în sine. E un episod, adică te gândești pe cine poți invita a construi un submarin, că întâi a venit ideea, am construit un submarin, cu cine, ce invitat avem. Albert Nebunul, frate. Am construit un submarin cu Beto. E... Bă, tu era și eu acolo atunci. Sună, cum sună când povestești, boss. Eram cu Beto și construiam un submarin. Bă, a fost o... tehnic nu chiar un submarin, dar era sub apă și noi eram sub apă în niște... Submersibil. Submersibil. Exact, da. Exact. Dar el avea o parte care stătea la suprafața apei, deci nu cred că se poate considera că era un submarin. Nu avea propulsie. Dar oricum ar fi, ne-am chinuit cu el, am remorcat, am dus. Dacă te-am vorbit, dacă plutește, dacă nu, știi, da. Era fix genul ăla de chestie, pe dacă ești pe autostradă și se blochează traficul, ești din mașină, este tactul de mașină, ia-mă să mă uit eu, rezolvă el. Exact așa era atunci cu submarinul ăla. Eu eram un geniu atunci. Am vorbit de pai, de fizică, de tot. Le-am spus de ce nu merge, de ce mai trebuie un butoi. Eram 6 inci, așa și vorbeam. A, dar chiar mă, bravo, că știi? Ai fost acolo. Da, 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 da. Filmam aia cu gheboasă, parcă. Da, da, îmi da, place da, că e și o teoria conspirație. În, ai văzut că eu, din ciclu format, eu fac acum vlog de conspirații. Așa. Îmi place că e și o teorie a conspirației în Bass House. Este... În show sau în film? În film. Așa. E... Este normal. Este, da. Stai mai, care a citit? Discuția cu Berechea. Okay. E bună, boss, e foarte bună discuția aia. Am râs la aia. Tu știi? Nu știi. Eu, păi noi am scris-o. Eu, da. A, voi ați scris-o? Da. Foarte da, bine. Da. Cine a venit cu ideea? Cred că tu. Nu mai știu. Da, și a plecat tot de la Beto. A plecat tot din exact, interviul tot asta lui Beto. Bă, Beto în interviu e senzațional. Nu mai știu, nu mai știu cu cine a venit cu ideea, dar sigur tu cu replici, cu replica aia cu tarpa, tu ai venit. Asta, că ai fost tu. Și cu aia cu rampa, dar da, n-ai pus-o. Cu... Dar n-ai pus-o pe pusă. Aia. E pusă, dar e pusă da, da. După ce e o altă, da, e o altă da, da. Insert. Dar e pusă aia cu rampa. E pusă aia cu rampa. Este da. Foarte bun. O să vedeți, dar putem să zicem despre ce e vorba? Nu, poate n-am să discută. Ba zi că e rafinat de... Se discută dacă pământul e plat sau nu, asta se da, discută. Da, sunt flat earth. Deci da, flat earth society. Theory. E neiluit foarte bine aia. Deci discuție, e pământul plat sau... E pământul plat, bă, sau nu e plat? Video. Nu e. Nu e, corect. Am rezolvat și asta aici în aproximativ discuții. Trebuie să mergi, dacă ar fi să faci one-on-one marketing, direct marketing. Domnule, am făcut un film, se numește Bass House, vino să-l vezi pentru că? Pentru că o să râzi, pentru că e un film care nu se ia în serios, care, după părerea mea, pentru generația actuală, mai ales dacă ai între 17 și 25 de ani, e un film foarte potrivit pentru tine. Nu știu câte filme românești pentru generația asta au glumele atât de actuale, personaje atât de actuale și așa mai departe. E un film care chiar merită să-i dai o șansă și este primul film horror De comedie horror, românesc, nu s-a mai făcut horror comedy, nu s-a mai făcut slasher în România. Nu. Cel puțin nu un film care să fie avut o onoare care răsunet comercial. Adică nu, știu eu niște scurtmetraje cu zombie, probabil okay, poate scurtmetraje, dar când vorbim de filme pe care na, oamenii să meargă în general să vadă la cinema, e cu siguranță o premieră asta. E primul de care știu eu, cu siguranță. Vino să vezi Bass House pentru că... Asta vreau să zic și eu în primul rând că o să râzi. Și mi se pare că deci aria oamenilor care ar trebui să vizioneze filmul ăsta nu se oprește la 15 ani, la 16 ani. Mi se pare că pleacă de la 14-15 ani, se duce până la 30 ceva. Sunt oameni care îmi spun mie pe stradă la Budeasa, bă, când iese mă filmul ăla? Și mă uit, păi te-ai internetul? Tu de unde știi de film? Deci că am văzut, am aflat că au anumiți oameni internet și sunt interesați de film.
Zic, păi ce vezi, mă, tu acolo? Păi am văzut eu că e Panorama, că e alea. Adică au reprezentativitate toate tipurile de oameni, mi se pare mie. Și de asta e bine să vii la film. Plus că, pe bune, suntem oameni care avem și noi un nume în comedia asta, da? Românească. Am făcut și noi nume să râdă pe live-uri, pe astea. Și automat oamenii cred că au încredere în noi. Cred că nu se duce lumea la film, bă, joacă ăla, joacă Adrian, joacă Iorga, joacă Costi, joacă Drăcea, da. N-o să fie amuzant. Clar au încredere asta în oamenii și, care joacă. Și exact de asta mi-am dorit fix implicarea asta pe scenariu, pentru că eu știam că ei sunt foarte amuzanți în elementul natural absolut non-scripted și oamenii au așteptări sus. Adică ei știu, băi, apare din pas sau emisiunea, știi, apare Adrian, apare Costi, apare Drăcea. Pe ecran râd, apare Iorga, intră într-un conflict, râd, mor de râs, mă distrez. Și atunci era foarte mare așteptarea. Și atunci riscul când ai niște lucruri scriptate e să, de fapt, să nu fie așa. Și de-aia noi am stat foarte, foarte mult pe zona asta de a face scenariu cu ei și să fie exact în tipologia cum ar face un TikTok, cum ar vorbi o chestie liberă. Mai subtilă, un picuț. Bă, ce bine funcționează Iorga în fața camerei într-un mediu organizat, ca să zic așa. Că, da. Că da. Lumea se așteaptă să fie mult mai, nu știu, spasmodică, mai hectică, cum zic englezii, dar funcționează foarte bine în plan organizat. Vino la Buzzhouse pentru că... În primul rând eu zic să vină la Buzzhouse toată lumea, să nu plece cu preconcepția asta că e un film pentru puștani sau fanii Buzzhouse. E un film foarte mișto pentru toată lumea și un film special și diferit în contextul filmelor românești. Și să-mi vadă tablourile. Nu, pentru că e foarte amuzant. Băi, tare, tu nu te oprești din produs filme, nu? Nu, chiar nu. Îmi place, deci la un moment dat chiar o să faci film serios. Nu, îmi place foarte mult să fac asta și filmul ăsta ți-am zis. Adică este de departe filmul pe care am luat cel mai serios de până acum. Filmul care m-am implicat, m-am atașat de el cel mai mult. Am învățat cel mai mult din el. Am învățat mult și cred că asta e cel mai important pentru proiectele mele viitoare. Cu siguranță, de acum înainte, o să fac doar filme mai ambițioase de atât. Ăsta a fost un film ambițios, poate nu pare, zici Buzzhouse. Adică, știi, că zici Buzzhouse, adică un concept de format de YouTube. A fost ambițios tocmai pentru că formatul a setat niște așteptări mari de cât de mult o să zici așa. Deci a fost ambițios ca proiect și ca termen de livrare, nu mai vorbim, în 4 luni. Cred că de acum înainte mă voi antama în proiecte și mai ambițioase de atât. Nu e problema asta un picuț că a încercat să pară un pic mai scump decât a fost? Adică să... În ce sens? Preconcepția asta și aici vorbesc și cu tine ca producător și cu el ca regizor, că e faza asta cu tot timpul să încerc să pară mai scump decât chiar e. Make it big, știi? Over delivery. Singurul pe care știu că a făcut așa și i-a și ieșit foarte bine a fost Robert, când a făcut Desperado ăla cu Banderas, care e mult mai low budget decât își închipuie lumea, dar la vremea aia părea cea mai mare șmecherie de film de acțiune. Părea foarte big. V-ați întâlnit cu chestia asta? V-ați întâlnit cu problema asta? Adică ați avut în cap o chestie care era atât de mare de nu s-a livrat în film sau ați avut așteptările setate foarte clar? Bă, ăștia suntem, asta facem, știm exact care sunt limitele, de aici până aici asta se face. Nu ne întinde mai mult decât ne... Băi, clar că a fost ambițios de la început, adică de când se scria, se tot adăugau, hai și aia, hai și aia, hai și aia altă. Bugetul a fost Shelley, mult depășit. Da, Shelley era, bă, hai să vedem cum funcționează, hai nu știu ce, hai să fie mai puține zile. Am început să filmăm și mi-l amintesc prin ziua 3 așa, că s-a uitat pe material și a început să danseze și făcea, bă, iese, este bombă, mai zic câte zile de filmare mai vrei, mai băgăm, nu mai se iasă bine, știi? Și asta... Da, am început foarte conservator. Am început conservator la modul, băi, orice ar fi, trebuie să ne ținem în 15 zile de filmare, nu mă interesează, mi-am făcut niște calcule, cred că este fezabil să fie făcut în aceste 15 zile de filmare conform planului pe care noi l-am făcut, hai să o ținem. După care când am văzut cum iese... Am zis, bă, nu vreau să fac rabat și că are potențial. Mi-am dat seama că are și mai mult potențial decât credeam pe foaie, pentru că întotdeauna, și o chestie pe care mi-au spus-o toți oamenii cu care am vorbit cu mai multă experiență decât mine în a face filme, de la Alexandra H., de la Vidra, Matei și mai mulți oameni din jurul meu cu care m-am consiliat pe treaba asta și care au pus umărul alături de mine în filmul ăsta, am zis, bă, da, e bun scenariu.
E bun scenariu, dar hai să vedem cum iese, pentru că am mai avut alte scenarii bune care au ieșit nasol. Și atunci erau foarte multe neprevăzute. De la cum se vor comporta actorii atât când camera e pornită și când camera e oprită pe set. Multe alte lucruri. Și când am văzut după ziua 3-4 că filmul chiar iese bombă, atunci am zis da, cred că mai adăugăm o zi. Vă spun ce important e ca regizor să ai producător care te susține. Da. Și acum cât o ghicăream noi înainte de filme, să zic, Bob Evans, care era la Paramount, când i-a arătat Coppola Nașul prima dată, Nașul, care e considerat unul dintre cele mai mari filme făcute vreodată, știi de Nașul? Uh-huh. Nu ăla al văzut la Budeasa acolo. Nu. Nu ăla de îi mănânci frutele de pe masă. Cinste Nașul lui. Don Corleone. Da, Nașul. Da, da. Ăla când a văzut filmul, primul cut al filmului avea 2 ore și un sfert. Și a venit Bob Evans și i-a zis, boss, ai făcut un film grozav pe care nu-l văd. Fă-l de 3 ore că te bag în pizda, măti. Și atunci producătorii erau chitiți să facă ăștia filme 2 ore jumate să aibă rulaj pe cinema. Și ăla l-a bătut la cap să facă filmul de 3 ore. Da. Foarte important. Uite, încă există chestia asta. Eu mă bucur că am intrat 2 ore jumate. Adică mă bucur că filmul, pentru că la un moment dat ne gândeam că e prea mult material. Știi că am avut discuția asta. Și într-adevăr, uite, multă lume nu știe, poate care nu e în area de cinema. Deci un film care are 3 ore are, generează substanțial mai puține venituri decât un film, decât un film de 1 oră jumate în cinema. Din simplu motiv că îl poți difuza de mai puține ori într-o zi în sala de cinema, pentru că durează mai mult. Tu îți dai seama ce jmecherie e Dune, ce? Tu îți dai seama ce jmecherie e Dune, care aproape 3 ore și a spar la încasări. Da, da, da. E mult mai bine să ai, adică ești mult mai jmecher dacă ai un film de 3 ore și are încasări de X, decât un film de 1 oră jumate cu aceleași încasări. Pentru că efectiv durează mai mult să vezi, oamenii plătesc aceiași bani pe bilet, dar în loc să stea în sala de cinema 1 oră jumate, stau dublu. Înțelegi? Și atunci, adică tu înțelegi cu siguranță, că tu știi cu siguranță lucrurile astea. Dar e o chestie asta. De asta în cinemaul românesc e și greu, pentru că evident aici riscul e mai mare raportat la cât își permit noi privații, adică să băgăm din buzunarele noastre. E și, nu știu cât timp va trece până investiție... când vom vedea, nu știu, un film de 2 ore jumate și făcut ambițios și așa în România, din simplu fapt că pe hârtie, pur și simplu e mai scump să-l faci, mai puțin încasări. Adică ar trebui să fie invers, în teorie, dacă ar fi, știi? Bă, am făcut mai... Uite, pe YouTube e invers. Pe YouTube fac un material lung și te țin acolo, te uiți, fac mai mulți bani. Cheltui mai mulți bani să-l fac, dar generează mai mulți bani, nu generează mai puțin bani. Tu îți dai seama la podcasturile astea că e watch time-ul vreo 40 de minute, la mine da, cel puțin, da, adică da. Că fix despre asta vorbeam. That's nice. Mai era o chestie pe care voiam să o întreb, dar mi-a fugit acum din minte și era strict legat de film. Ce pula mea voiam să întreb? Bun, vreau să vedem după al doilea weekend. Sunt foarte curios. Și eu sunt foarte curios. Dar sincer optimist, adică... Băi, știu că am făcut tot ce puteam face și sunt super satisfăcut de produs, adică... Notă personală. E primul film care e tratat ca un film, arată ca un film produs de Shelley aici de față. Băi, e film. Ăsta e film. Până acum n-aveam senzația că e film. Am avut discuțiile astea, nu mai intrăm în ele. Debut regizoral foarte bun. Adrian, elicopter de luptă, orice. La orice. Cu tine orice. E șeful meu. Cum am vorba cu Costi Max, că e șeful meu. Costi Max e șeful meu, ai devenit și tu șeful. Te pup, picule, să trăiești, să fii sănătos. În comentarii lăsați dacă vreți să facem podcast separat sau împreună. Sau și separat și împreună. Dați-mi. Deci eu trebuie la aproximativ discuții elicopter de luptă și Beto. Și pune și Beto. Mamă, dacă vine și Costi Max. Mamă, da, trebuie să ieși. E rupere. Pune-ne 3 la masă și poți te duci să fumezi, să ne lași. Ne lași un telefon exact să ne filmăm. Lasă-ne un telefon să ne filmăm, nici nu pune camere că consumă curent alea. O să te pe TikTok podcastul. Mă scui pe mine în gură dacă noi... Hai de cap de om. Ne orientăm, vedem. Băi, ce voiam să te întreb? Hai să-mi dai și mie 2 milioane. Eram sigur că de asta spui. Ți-am spus că te sun, tu ține-l pe sunet. Să nu fie pamutește. Tu să-l ai pe sunet, vere. Și dine banii, când ți-o veni. Dau și eu când am. Da? Ce faci cu ei? Ai vreo... Nu, eu înțelegeam, eu îți dădeam banii cu cea mai mare plăcere. Dar nu stai în ei. Nu ai vreo rată, nu e ceva urgent. Ce faci? Te duci și mănânci, bei, pe banii mei? Ții un taxi, pe banii mei? Măi, Gojira, când o fi să ai nevoie și simt eu că ai nevoie, că eu am să-ți dau banii, dar simt că... Dacă să-ți arunc să uite, să-i cheltui, mai bine când îmi spui tu că ai ceva. Uite, vreau să-mi iau și eu o drujbă. Zic, ia mă, ăștia 2 milioane, mai pune și tu. Da? Atunci da. Hai, să nu-l ai pămutește.